Puterea prezentului, ghid practic de Eckhart Tolle. Fiecare propoziție este plină de înțelepciune și adevăr, iar în urma lecturii vom descoperi seninătatea, liniștea profundă și prezența sacrului în viața noastră. Sunt cuvintele pe care le afirmă Deepak Chopra despre ghidul practic Puterea prezentului. Eckhart Tolle este considerat unul dintre cei mai originali și mai inspirați mentori spirituali ai timpului nostru. S-a născut în Germania, unde și-a petrecut primii 13 ani din viață. După ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercetător și coordonator științific la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transformări spirituale profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvată și viața i s-a schimbat radical. Următorii ani și-a dedicat înțelegerii, integrării și aprofundării acestei transformări, care a marcat începutul unei pasionante experiențe spirituale. Eckhart Tolle nu s-a aliniat niciunei tradiții sau religii, dar nici nu a respins vreuna. Învățăturile sale transmit un mesaj simplu și în același timp profund, cu claritatea și simplitatea vechilor maestri spirituali. Există o cale către eliberarea de suferință și dobândirea păcii interioare. Începutul libertății e înțelegerea faptului că nu sunteți gânditorul. În momentul în care începe să observați gânditorul, un nivel superior de conștiință devine activ. Atunci începeți să vă dați seama că în spatele gândului se află o dimensiune vastă de inteligență și că gândul nu reprezintă decât un minuscul aspect al acestei inteligențe. Vă dați seama, de asemenea, că toate lucrurile care contează cu adevărat, frumusețea, dragostea, creativitatea, bucuria, pacea interioară, izvorăsc de dincolo de minte. Ați început să vă treziți. Introducere. De când a fost publicată pentru întâia oară, în anul 1997, Puterea prezentului a influențat deja conștiința colectivă a planetei mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată. A fost tradusă în 15 limbi și primesc în fiecare zi mesaje de la cititori din toată lumea care îmi spun că viețile lor s-au schimbat după ce au intrat în contact cu învățăturile cuprinse în ea. Deși efectele nebuniei minții egocentrice sunt încă vizibile peste tot, apare ceva nou. Niciodată nu au mai fost atât de mulți oameni pregătiți să spargă tiparele colective ale minții, care au ținut omenirea în captivitatea suferinței din timpuri imemoriale. Apare o nouă stare de conștiință. Am suferit destul. Această nouă stare apare chiar în această clipă, în timp ce țineți această carte în mâini și citiți rândurile ce vorbesc despre posibilitatea trăirii unei vieți eliberate, în care nu mai provocați suferință nici dumneavoastră înșivă, nici celorlalți. Mulți dintre cititorii care mi-au scris și-au exprimat dorința ca aspectele practice ale învățăturilor cuprinse în puterea prezentului să le fie prezentate într-un format mai accesibil pentru a le putea folosi în viața lor de zi cu zi. Această cerere a constituit imboldul pentru a scrie cartea de față. Pe lângă exerciții și practici, această carte mai conține și scurte pasaje din prima lucrare care pot reaminti câteva idei și concepte ce pot deveni noțiuni de bază pentru asimilarea în viața de zi cu zi a învățăturilor esențiale. Multe dintre aceste pasaje sunt deosebit de potrivite pentru o lectură meditativă. Când practici lectura meditativă, nu o faci în primul rând pentru a acumula noi informații, ci pentru a intra într-o nouă stare de conștiință în timp ce citești. De aceea poți reciti de multe ori același pasaj și de fiecare dată îl vei simți proaspăt și nou. Numai cuvintele care sunt scrise sau rostite din starea de prezență au această putere transformatoare, care este puterea de a trezi prezența în cititor. Partea 1. Cum accedem la puterea prezentului? Capitolul 1. Ființa și iluminarea. În spatele miriadelor de forme de viață, care sunt supuse nașterii și morții, există singura viață eternă și omniprezentă. Mulți oameni folosesc cuvântul Dumnezeu pentru a o descrie.
Eu o numesc adesea ființă. Cuvântul ființă nu explică nimic, dar nici cuvântul Dumnezeu nu o face. Ființa are totuși avantajul de a fi un concept deschis. Nu reduce infinitul invizibil la o entitate finită. Ne este imposibil să o reducem la o imagine mentală. Nimeni nu și-o poate revendica în exclusivitate. Este propria dumneavoastră prezență și vă este imediat accesibilă sub forma propriului dumneavoastră sentiment de prezență. Așa că e numai un foarte mic pas de la cuvântul ființă până la experiența ființei. Ființa nu se află doar dincolo, ci și înăuntrul fiecărei forme de viață ca esență invizibilă și indestructibilă. Ceea ce înseamnă că vă este accesibilă acum, sub forma celui mai intim sine al dumneavoastră, a adevăratei dumneavoastră naturi. Dar nu căutați să o cuprindeți cu mintea, nu încercați să o înțelegeți. Ea poate fi cunoscută numai când mintea e tăcută. Când ești prezent, când atenția ți este îndreptată total și intens asupra momentului prezent, ființa poate fi simțită, dar nu poate fi niciodată înțeleasă mental. A regăsi conștiința ființei și a rămâne în această stare de desăvârșire a simțirii înseamnă iluminare. Cuvântul iluminare duce cu gândul la o realizare supraomenească, iar ego-ul vrea să perpetueze această idee. Dar iluminarea este pur și simplu starea dumneavoastră naturală de a trăi în unitate totală cu ființa. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil și indestructibil, la ceva care, aproape paradoxal, vă reprezintă în esență pe dumneavoastră și totuși cu mult mai mult. Este regăsirea adevăratei naturi dincolo de nume și formă. Incapacitatea de a simți această conectare dă naștere iluziei separării, a acelei scindări interioare și a separării de lumea înconjurătoare. Atunci te percepi, conștient sau inconștient, ca pe un fragment izolat. Apare frica, iar conflictele interioare și exterioare devin regulă. Cel mai mare obstacol în calea trăirii acestei conectări este identificarea cu mintea, care face ca gândul să devină compulsiv. A nu fi în stare să te oprești din gândit e o boală cumplită, dar nu ne dăm seama de acest lucru pentru că aproape toată lumea suferă de ea, așa că o considerăm ceva firesc. Acest neîncetat zgomot mental ne împiedică să găsim lumea liniștii interioare, care este inseparabilă de ființă și, de asemenea, creează un sine fals, care aruncă o umbră de frică și suferință. Identificarea cu mintea creează un ecran opac de concepte, etichete, imagini, cuvinte, judecăți și definiții care blochează orice relație autentică. Creează scindare interioară, se interpune între dumneavoastră și ceilalți oameni, între dumneavoastră și natură, între dumneavoastră și Dumnezeu. Ecranul de gânduri creează iluzia separării, iluzia că existați separat de celălalt. Uitați atunci faptul esențial că, dincolo de aparența fizică și de diferitele forme, sunteți una cu tot ce există. Mintea reprezintă un instrument minunat dacă este folosită corect. Însă, folosită greșit, devine foarte destructivă. Pentru o exprimare mai exactă, nu este vorba de faptul că vă folosiți greșit mintea, de obicei nu o folosiți deloc. Ea vă folosește pe dumneavoastră. Aceasta este boala. Credeți că sunteți mintea dumneavoastră. Este o iluzie, instrumentul a pus stăpânire pe dumneavoastră. Este aproape ca și cum ați fi posedat, fără să o știți, și în felul acesta credeți că sunteți entitatea care vă posedă. Începutul libertății e înțelegerea faptului că nu sunteți gânditorul. În momentul în care începe să observați gânditorul, un nivel superior de conștiință devine activ. Atunci începe să vă dați seama că în spatele gândului se află o dimensiune vastă de inteligență și că gândul nu reprezintă decât un minuscul aspect al acestei inteligențe. Vă mai dați seama că toate lucrurile care contează cu adevărat, frumusețea, dragostea, creativitatea, bucuria, pacea interioară, izvorăsc de dincolo de minte. Ați început să vă treziți.
Eliberarea de minte. Vestea cea bună e că vă puteți elibera de minte. Aceasta este singura eliberare autentică. Puteți face primul pas chiar acum. Începeți prin a vă asculta vocea interioară cât de des puteți. Acordați atenție în mod special tiparelor repetitive de gândire, acelor benzi de magnetofon care se tot repetă în capul dumneavoastră, probabil de ani întregi. La acest lucru mă refer când vorbesc despre observarea gânditorului. Un alt mod de a o spune este: ascultați vocea din capul dumneavoastră, fiți acolo ca martor prezent. Când ascultați acea voce, ascultați-o în mod imparțial, ceea ce înseamnă că nu o judecați. Nu judecați și nu condamnați ce auziți, pentru că aceasta ar însemna că aceeași voce a intrat din nou pe ușa din spate. Și curând veți înțelege. Există vocea, iar eu sunt aici ascultând-o, observând-o. Conștientizarea sentimentului de eu sunt, acest sentiment al propriei prezențe, nu este un gând. El izvorăște de dincolo de minte. Și astfel, atunci când ascultați un gând, nu sunteți conștient numai de gând, ci și de propria prezență ca martor al gândului. Așa apare o nouă dimensiune a conștiinței. În timp ce vă ascultați gândul, simțiți o prezență conștientă, sinele dumneavoastră profund, ca și cum s-ar afla în spatele sau dedesubtul gândului. Atunci, gândul își pierde puterea asupra dumneavoastră și își pierde cu repeziciune din intensitate, pentru că nu-l mai încărcați cu energie prin identificarea cu el. Acesta este începutul sfârșitului gândirii involuntare și compulsive. Când un gând cedează, veți simți o discontinuitate în fluxul mental, un hiat al non-minții. La început, aceste întreruperi vor fi de scurtă durată, poate de câteva secunde, dar treptat vor deveni mai lungi. Când apar astfel de întreruperi, veți simți o anumită liniște și pace interioară. Acesta este începutul stării naturale de trăire a unității cu ființa, sentiment ce este adesea ascuns de către minte. Prin exercițiu, acest sentiment de liniște și pace devine mai adânc. De fapt, profunzimea lui nu are limite. Veți simți de asemenea cum un sentiment subtil de bucurie vă invadează, izvorând din interior, bucuria ființei. În această stare de conectare interioară, sunteți mult mai alert, mult mai tras decât în starea de identificare cu mintea. Sunteți pe deplin prezent. Acest lucru mărește și frecvența vibrației câmpului energetic care dă viață corpului fizic. Pe măsură ce pătrundeți mai adânc în această dimensiune a non-minții, cum îi se spune uneori în Orient, atingeți starea de conștiință pură. În această stare vă simțiți propria prezență cu asemenea intensitate și bucurie, încât orice gând, orice emoție, trupul fizic, precum și întreaga lume exterioară, devin relativ lipsite de importanță comparativ cu trăirea. Și totuși nu este o stare egoistă, ci chiar opusul ei. Vă duce dincolo de ceea ce până acum ați considerat a fi propriul sine. Această prezență este în esență ceea ce sunteți și în același timp inimaginabil mai mult. În loc să observați gânditorul, puteți crea un hiat în fluxul mental, îndreptându-vă pur și simplu întreaga atenție asupra clipei acum. Deveniți intens conștient de momentul prezent. Acesta este un lucru care aduce o adâncă satisfacție. În acest fel, retrageți conștiința din activitatea minții și creați un interval al non-minții în care sunteți extrem de alert și conștient, dar fără a gândi. Aceasta este esența meditației. În viața de zi cu zi, puteți exersa prin a vă opri asupra oricărei activități de rutină, care de obicei înseamnă doar un mod de a atinge un scop, și de a-i acorda întreaga dumneavoastră atenție, astfel încât activitatea însăși să devină scopul. De exemplu, de fiecare dată când urcați sau coborâți scările, acasă sau la locul de muncă, observați îndeaproape fiecare pas, fiecare mișcare, chiar și propria respirație. Fiți total prezent.
Sau, când vă spălați pe mâini, fiți atent la toate percepțiile senzoriale asociate acestei activități. Sunetul apei și felul în care o simțiți, mișcările mâinilor, mirosul săpunului, etc. Sau, atunci când urcați în mașină, după ce ați închis portiera, opriți-vă pentru câteva secunde și observați-vă respirația. Conștientizați senzația calmă, dar intensă de prezență. Există un criteriu sigur în funcție de care vă puteți măsura succesul în această practică. Gradul de pace interioară. Singurul pas esențial al călătoriei dumneavoastră spre iluminare este acesta. Învățați să nu vă mai identificați cu mintea dumneavoastră. De fiecare dată când creați o pauză în fluxul mental, lumina conștiinței devine mai puternică. Într-o zi s-ar putea să vă surprinde zâmbindu-i vocii din capul dumneavoastră, așa cum zâmbiți la poznele unui copil. Ceea ce înseamnă că nu vă mai luați atât de în serios conținutul minții, pentru că sentimentul dumneavoastră de sine nu mai depinde de acesta. Iluminarea, depășirea gândului. Odată cu maturizarea, vă formați o imagine mentală despre cine sunteți, bazată pe condiționarea dumneavoastră personală și culturală. Putem numi această identitate fantomatică ego. El constă în activitatea minții și poate fi perpetuat numai printr-o gândire continuă. Termenul ego are semnificații diferite pentru diferiți oameni, dar în sensul în care îl folosesc eu aici, înseamnă un sine fals creat de identificarea inconștientă cu mintea. Pentru ego, momentul prezent abia dacă există. Numai trecutul și viitorul sunt considerate importante. Această inversare totală a adevărului este responsabilă pentru disfuncționalitatea minții sub influența sinelui fals. Sinele fals este mereu preocupat de menținerea în viața trecutului, căci cine mai sunteți fără trecut? Se proiectează necontenit în viitor pentru a-și asigura o continuă supraviețuire și a căuta acolo o anumită eliberare sau împlinire. Și spune, într-o zi, când se va întâmpla cu tare lucru, îmi va fi bine, voi fi fericit și împăcat. Chiar și în cazul în care ego-ul pare a fi preocupat de prezent, ceea ce percepe nu este prezentul, are o percepție absolut falsă pentru că îl privește prin ochii trecutului. Sau reduce prezentul la un mod de a atinge un scop, un scop care se află întotdeauna într-un viitor proiectat de minte. Observați-vă mintea și veți vedea că așa funcționează. Momentul prezent deține cheia eliberării. Dar nu puteți găsi momentul prezent atât timp cât sunteți chiar mintea dumneavoastră. Iluminarea înseamnă depășirea gândului. În starea de iluminare, gândirea e în continuare folosită atunci când este necesară, dar cu mult mai multă atenție și într-un mod mult mai eficient decât înainte. O folosiți în cea mai mare parte în scopuri practice, dar sunteți liberi de dialogul intern involuntar și aveți liniște interioară. Când vă folosiți mintea și mai ales atunci când e nevoie de o soluție creativă, alternați la fiecare câteva minute gândirea cu liniștea, activitatea mentală cu tăcerea minții. Tăcerea minții este conștiința fără gând. Numai în acest fel este posibilă gândirea creativă, pentru că doar așa are gândul putere reală. Gândul singur, lipsit de conectarea la dimensiunea vastă a conștiinței, devine repede sterp, nebunesc, destructiv. Emoția, reacția corpului la activitatea minții. Mintea, în sensul în care folosesc eu acest cuvânt, nu se referă numai la gând. Ea include și emoțiile, precum și toate tiparele mentale-emoționale de reacție inconștientă. Emoția apare în locul unde mintea și corpul se întâlnesc. Este reacția corpului la activitatea mentală sau, am mai putea spune, o reflectare a minții în corp. Cu cât vă identificați mai mult cu gândirea, cu preferințele și aversiunile, cu judecățile și interpretările dumneavoastră,
Cu alte cuvinte, cu cât sunteți mai puțin prezent ca și conștiință martor, cu atât mai puternică va fi încărcătura emoțională, indiferent dacă sunteți sau nu conștient de aceasta. Dacă nu vă puteți simți emoțiile, dacă sunteți rupt de ele, le veți trăi până la urmă la nivel pur fizic, ca pe o problemă fizică sau ca pe un simptom. Dacă aveți dificultăți în a vă simți emoțiile, începeți prin a vă concentra atenția asupra câmpului energetic intern al corpului dumneavoastră. Simțiți-vă corpul din interior. În acest fel, veți intra în contact cu emoțiile dumneavoastră. Dacă doriți cu adevărat să vă cunoașteți mintea, corpul vă va oferi întotdeauna o reflectare corectă, așa că observați-vă emoția sau, mai degrabă, simțiți-o în corp. Dacă între minte și emoție există un aparent conflict, gândul este minciuna, iar emoția e adevărul. Nu este adevărul ultim despre cine sunteți, ci adevărul relativ despre starea minții dumneavoastră în momentul respectiv. Poate că încă nu veți putea conștientiza sub forma gândurilor activitatea mentală inconștientă, dar ea va fi mereu reflectată în corp sub forma unei emoții, iar de emoție puteți deveni conștient. Observarea unei emoții în acest mod este în esență același lucru cu ascultarea sau observarea gândului, așa cum am arătat mai devreme. Singura diferență este că, pe când gândul se află în minte, emoția are o puternică componentă fizică și va fi simțită în primul rând în corp. Puteți atunci permite emoției să existe, fără a fi însă controlat de ea. Nu mai sunteți emoția, sunteți martorul, prezența observatoare. Dacă puneți acest exercițiu în practică, tot ceea ce este inconștient în dumneavoastră va fi adus în lumina conștiinței. Obișnuiți-vă să vă întrebați: ce se întâmplă în mine în acest moment? Întrebarea vă va indica direcția corectă. Dar nu analizați, observați numai. Concentrați-vă atenția spre interior. Simțiți energia emoției. Dacă nu există nicio emoție, îndreptați-vă atenția mai adânc în câmpul energetic interior al corpului dumneavoastră. Este poarta către ființă. Capitolul 2. Originea fricii. Starea psihologică de frică e independentă de orice pericol concret și imediat. Se manifestă în multe forme: disconfort, îngrijorare, anxietate, nervozitate, încordare, groază, fobie. Acest tip de frică psihologică este întotdeauna legat de ceva ce ar putea să se întâmple și nu de ceva care se întâmplă în clipa de față. Dumneavoastră vă aflați în acum și aici, în timp ce mintea dumneavoastră se află în viitor. Acest lucru creează o prăpastie de anxietate. Și dacă v-ați identificat cu mintea și ați pierdut contactul cu puterea și simplitatea clipei acum, sentimentul de anxietate vă va însoți constant. Puteți face oricând față momentului prezent, dar nu puteți face față unui lucru care este numai o proiecție a minții, nu puteți face față viitorului. Mai mult decât atât, cât timp vă identificați cu mintea, viața vă este condusă de către ego. Ca urmare a naturii lui fantomatice și în ciuda elaboratelor lui mecanisme de apărare, ego-ul este foarte vulnerabil și nesigur și se vede amenințat continuu. La fel stau lucrurile și în cazul în care ego-ul pare foarte încrezător. Acum, amintiți-vă că emoția este reacția corpului la activitatea minții. Ce mesaj primește corpul în mod constant de la ego, acest fals sine făurit de minte? Pericol, sunt amenințat. Și care este emoția generată de acest mesaj constant? Frica, desigur. Frica pare a avea multe cauze. Frica de a pierde, frica de eșec, frica de a fi rănit și așa mai departe. Dar în ultimă instanță, orice frică înseamnă frica de moarte, de anihilarea sinelui fals. Pentru sinele fals, moartea este mereu aproape.
În această stare de identificare cu mintea, frica de moarte influențează toate aspectele vieții dumneavoastră. De exemplu, chiar și un lucru absolut obișnuit și normal, precum nevoia compulsivă de a avea dreptate într-o discuție și de a-i dovedi celuilalt că se înșală, apărând poziția mentală cu care v-ați identificat, este o consecință a fricii de moarte. Dacă vă identificați cu o poziție mentală, atunci când vă înșelați, sentimentul de identitate bazat pe o construcție mentală este amenințat serios cu anihilarea. Așa că sinele fals nu își poate permite să greșească. A greși înseamnă a muri. Din această cauză s-au purtat războaie și s-au distrus nenumărate relații. Din clipa în care ați renunțat la identificarea cu mintea, pentru sentimentul dumneavoastră de identitate, nu mai are nicio importanță dacă aveți dreptate sau greșiți, așa că nevoia compulsivă și profund inconștientă de a avea dreptate, care este o formă de violență, nu va mai exista. Puteți afirma clar și limpede ce gândiți sau ce simțiți, fără ca în aceasta să mai existe agresivitate sau nevoie de apărare. Sentimentul de identitate provine atunci dintr-un loc mai profund și mai adevărat, din interiorul dumneavoastră și nu din minte. Urmăriți apariția oricărui sentiment defensiv. Ce apărați? O identitate iluzorie, o imagine din mintea dumneavoastră, o entitate fictivă. Conștientizând acest tipar, observându-l, veți renunța să vă mai identificați cu el. În lumina conștiinței dumneavoastră, acest tipar inconștient se va dizolva rapid. Acesta este sfârșitul tuturor conflictelor și al jocurilor de putere care subminează atât de mult relațiile. Puterea asupra altora e slăbiciune deghizată în putere. Adevărata putere se află în interior și vă este acum disponibilă. Mintea caută necontenit să nege clipa acum și să evadeze din ea. Cu alte cuvinte, cu cât vă identificați cu mintea dumneavoastră, cu atât mai mult suferiți. Sau o puteți privi și așa. Cu cât sunteți mai capabili să prețuiți și să acceptați clipa acum, cu atât sunteți mai liberi de durere și de suferință, liberi de mintea egocentrică. Dacă nu mai doriți să creați suferință, nici dumneavoastră, nici celorlalți, dacă nu mai doriți să adăugați durere la rezidul de durere care trăiește încă în dumneavoastră, atunci nu mai creați timp, sau cel puțin, nu mai mult decât e necesar pentru a face față problemelor practice ale vieții. Cum să opriți crearea timpului? Dați-vă seama că momentul prezent este tot ce aveți. Transformați clipa acum în principalul focar de atenție al vieții dumneavoastră. Dacă înainte trăiați în timp și făceați din când în când vizite scurte în clipa acum, trăiți acum în prezent și faceți vizite scurte în trecut și viitor, când situațiile practice ale vieții o impun. Spuneți mereu da momentului prezent. Puneți capăt iluziei timpului. Aceasta este cheia. Puneți capăt iluziei timpului. Timpul și mintea sunt inseparabile. Îndepărtați timpul din minte și aceasta se oprește. Asta dacă nu alegeți să-i dați de lucru. A te identifica cu propria minte înseamnă a fi prizonierul timpului. Impulsul compulsiv de a trăi aproape exclusiv prin memorie și anticipare. Acest lucru creează o preocupare continuă pentru trecut și viitor și un refuz de a prețui și conștientiza momentul prezent și a-i permite să existe. Impulsul apare pentru că trecutul vă conferă o identitate, iar viitorul deține promisiunea salvării sau a împlinirii într-o formă sau alta. Amândouă sunt iluzii. Cu cât vă concentrați mai mult asupra timpului, trecut și viitor, cu atât mai mult pierdeți clipa acum, cel mai prețios lucru.
De ce este ea lucrul cel mai prețios? În primul rând, pentru că este singurul lucru, este tot ceea ce există. Eternul prezent e spațiul în care vi se desfășoară întreaga viață, singurul factor care rămâne constant. Viața este acum. N-a existat niciodată vreun timp în care viața dumneavoastră să nu fie acum și nici nu va exista. În al doilea rând, clipa acum este singurul punct care vă poate trece dincolo de granițele limitate ale minții. E singurul punct de acces în dimensiunea fără timp și fără forma ființei. Ați trăit, făcut, gândit, simțit vreodată ceva în afara clipei acum? Credeți că se va întâmpla? Este posibil ca ceva să se întâmple sau să existe în afara clipei acum? Răspunsul e evident, nu-i așa? Nimic nu s-a întâmplat vreodată în trecut, s-a întâmplat în acum. Nimic nu se va întâmpla în viitor, se va întâmpla în acum. Esența a ceea ce spun nu poate fi înțeleasă cu mintea. În clipa în care se produce înțelegerea, apare o schimbare în conștiință, o trecere de la minte la ființă, de la timp la prezență. Dintr-o dată, totul e simțit ca fiind viu, radiind energie, emanând ființă. Capitolul 3. Cum pătrundem în prezent? Odată cu dimensiunea temporală, apare și un alt fel de cunoaștere. O cunoaștere care nu ucide spiritul care trăiește în fiecare ființă și în fiecare lucru. O cunoaștere care nu distruge sacralitatea și misterul vieții și care cuprinde o dragoste adâncă și respect pentru tot ce există. Puneți capăt vechiului tipar de negare a clipei acum și de rezistență față de momentul prezent. Faceți un obicei din a vă retrage atenția din trecut și viitor, ori de câte ori nu vă sunt necesare. Ieșiți din dimensiunea timpului cât mai mult posibil în viața de zi cu zi. Dacă vi se pare greu să pătrundeți direct în clipa acum, începeți prin a observa tendința obișnuită a minții de a dori să evadeze din prezent. Veți observa că viitorul este de obicei imaginat ca fiind mai bun sau mai rău decât prezentul. Dacă viitorul închipuit este mai bun decât prezentul, acest lucru vă dă speranță și un sentiment plăcut de anticipare. Dacă este mai rău, creează anxietate. Ambele sunt iluzii. Prin observarea de sine, starea de prezență pătrunde în mod automat în viața dumneavoastră. În clipa în care realizați că nu sunteți prezent, ați devenit prezent. De fiecare dată când vă puteți observa mintea, nu mai sunteți prins în ea. A apărut un alt factor, ceva ce nu aparține minții, prezența observatoare. Fiți prezent ca observator al minții dumneavoastră, al gândurilor și emoțiilor, precum și al diferitelor reacții în diferite situații. Fiți cel puțin la fel de interesat de propria reacție pe cât sunteți de situația sau de persoana care vă determină să reacționați. Observați, de asemenea, cât de des vi se îndreaptă atenția spre trecut sau viitor. Nu judecați sau analizați ce observați. Priviți gândul, simțiți emoția, observați reacția. Nu faceți din ele o problemă personală. Veți simți atunci ceva cu mult mai puternic decât toate lucrurile pe care le observați, veți simți însăși tăcuta prezență observatoare din spatele minții, observatorul tăcut. Este nevoie de o prezență intensă atunci când anumite situații declanșează o reacție cu o puternică încărcătură emoțională, ca de exemplu atunci când vă e amenințată imaginea de sine, atunci când apare o provocare în viața dumneavoastră care declanșează frica, atunci când lucrurile nu merg cum trebuie sau este reactivat un moment emoțional din trecut. În aceste momente veți avea tendința să deveniți inconștient. Reacția sau emoția pun stăpânire pe dumneavoastră. Dumneavoastră deveniți reacția. O manifestați. Vă justificați, contraziceți, atacați, vă apărați. Numai că acesta nu sunteți dumneavoastră, este doar tiparul de reacție
Este mintea în modul ei obișnuit de supraviețuire. Identificarea cu mintea încarcă reacția cu și mai multă energie, observarea minții îi retrage energia. Identificarea cu mintea creează mai mult timp, observarea minții deschide dimensiunea atemporalității. Energia retrasă minții se transformă în prezență. Odată ce ai simțit ce înseamnă să fii prezent, devine mult mai ușor să alegeți pur și simplu să ieșiți din dimensiunea timpului, ori de câte ori timpul nu vă este necesar în scopuri practice, și să pătrundeți mai adânc în acum. Acest lucru nu vă afectează capacitatea de a folosi timpul, trecut sau viitor, atunci când aveți nevoie să-l folosiți în scopuri practice. Și nu vă diminuează nici capacitatea de a vă folosi mintea. De fapt, chiar o amplifică. Atunci când o veți folosi, mintea vă va fi mai pătrunzătoare, mai concentrată. Mintea persoanei iluminate are mereu atenția concentrată la clipa acum, rămânând însă conștientă periferic de timp. Cu alte cuvinte, persoana iluminată continuă să folosească timpul cronologic, dar este liberă de timpul psihologic. Renunțarea la timpul psihologic. Învățați să folosiți timpul, îl putem numi timp cronologic, pentru aspectele practice ale vieții, dar de îndată ce ați rezolvat problemele practice, reveniți la conștiința momentului prezent. În felul acesta nu va exista o acumulare de timp psihologic, care înseamnă identificarea cu trecutul și proiectarea continuă și compulsivă în viitor. Când vă fixați un obiectiv și lucrați la îndeplinirea lui, folosiți timpul cronologic. Sunteți conștient de scopul fixat, dar respectați și acordați întreaga atenție pasului pe care îl faceți în acest moment. Dacă vă concentrați excesiv asupra obiectivului, poate din cauză că prin împlinirea lui căutați să obțineți fericire, împlinire sau un sentiment mai complet de identitate, momentul prezent nu mai este prețuit. Este redus la o simplă treaptă spre viitor, fără valoare în sine. Timpul cronologic devine atunci timp psihologic. Călătoria vieții dumneavoastră nu mai este o aventură, ci doar o nevoie obsesivă de a ajunge, de a obține, de a reuși. Nu mai puteți vedea sau mirosi florile, nici nu mai conștientizați frumusețea și miracolul vieții, care, atunci când vă aflați în clipa acum, se revarsă peste tot. Încercați mereu să ajungeți într-un alt loc decât în locul în care vă aflați? Cele mai multe lucruri pe care le faceți sunt doar un mijloc pentru a împlini un scop? E împlinirea mereu neatinsă sau redusă la plăceri de scurtă durată, precum sexul, mâncarea, băutura, drogurile sau senzațiile tari? Vă concentrați mereu să deveniți, să realizați, să obțineți sau alergați mereu după noi senzații și plăceri? Credeți că dacă acumulați mai multe lucruri, veți deveni mai împlinit, mai bun sau mai întreg din punct de vedere psihologic? Așteptați un bărbat sau o femeie care să dea sens vieții dumneavoastră? În starea de conștiință normală, de identificare cu mintea sau starea neiluminată, puterea și infinitul potențial creativ care se află în acum sunt complet acoperite de timpul psihologic. Și în acest fel, viața dumneavoastră își pierde rezonanța, prospețimea, sentimentul de uimire în fața miracolului. Vechile tipare de gândire, de emoție, de comportament, de reacție și de dorință sunt jucate în reprezentații care repetă la nesfârșit un scenariu din mintea dumneavoastră, care vă oferă un sentiment al identității, dar care deformează și ascunde realitatea prezentă. Atunci, mintea face obsesie pentru viitor ca un mod de evadare din prezentul nesatisfăcător. Ceea ce percepeți ca fiind viitor este de fapt o parte intrinsecă a stării prezente de conștiință. Dacă mintea dumneavoastră poartă greaua povara trecutului, veți repeta trăirea acelorași experiențe. Trecutul se perpetuează din lipsă de prezență.
Calitatea conștiinței dumneavoastră de acum este ceea ce dă formă viitorului, care, bineînțeles, nu poate fi trăit decât ca moment prezent. Dacă ceea ce determină viitorul este calitatea conștiinței din acest moment, atunci ce determină calitatea conștiinței? Gradul dumneavoastră de prezență. Așa că singurul loc în care poate avea loc o schimbare autentică și unde trecutul poate fi dizolvat este momentul acum. Poate vi se va părea greu să recunoașteți că timpul este cauza suferințelor sau a problemelor dumneavoastră. Credeți că ele sunt cauzate de situații specifice din viața dumneavoastră? Și dintr-un punct de vedere convențional, acest lucru este adevărat. Dar până când nu ați rezolvat principala disfuncție generatoare de probleme a minții, atașamentul ei față de trecut și viitor și negarea clipei acum, problemele sunt de fapt interschimbabile. Dacă toate problemele sau ceea ce percepeți ca fiind cauzele suferinței sau ale nefericirii dumneavoastră ar fi îndepărtate astăzi în mod miraculos, dar nu ați devenit mai prezent, mai conștient, în scurt timp vă veți trezi cu un set similar de probleme sau motive de suferință ca o umbră care vă urmează oriunde ați merge. În ultimă instanță, există o singură problemă: mintea prinsă în timp. Nu există salvare în timp, nu puteți fi liber în viitor. Prezența este cheia spre libertate, deci numai acum puteți fi liber. Descoperirea vieții dincolo de situația de viață. Ceea ce numiți viață ar trebui să se numească situație de viață. Este timp psihologic, trecut și viitor. Anumite lucruri din trecut n-au mers așa cum v-ați fi dorit. Opuneți încă rezistență lucrurilor întâmplate în trecut, iar acum vă împotriviți situației prezente. Speranța este cea care vă face să mergeți mai departe, dar speranța vă ține atenția îndreptată asupra viitorului, iar această concentrare continuă asupra viitorului perpetuează negarea clipei acum și prin aceasta propria dumneavoastră nefericire. Uitați situația de viață pentru un timp și acordați atenție vieții dumneavoastră. Situația dumneavoastră de viață există în timp. Viața dumneavoastră există acum. Situația dumneavoastră de viață este o construcție a minții, viața dumneavoastră este reală. Găsiți poarta strâmtă care duce spre viață. E numită clipa acum. Reduceți-vă viața la acest moment. Situația dumneavoastră de viață poate fi plină de probleme, cele mai multe situații de viață sunt așa, dar descoperiți dacă aveți vreo problemă în acest sens. Nu mâine, nu peste 10 minute, ci acum. Aveți acum o problemă? Când sunteți încărcate probleme, nu mai există loc ca noul să se manifeste, nu mai există loc pentru soluții. Așa că, ori de câte ori puteți, faceți puțin loc, creați un spațiu pentru a putea găsi viața dincolo de situația de viață. Folosiți-vă pe deplin simțurile. Fiți acolo unde vă aflați. Uitați-vă în jur. Priviți numai, nu interpretați. Priviți lumina, formele, culorile, texturile. Conștientizați prezența tăcută a fiecărui lucru. Fiți conștient de spațiul care permite fiecărui lucru să existe. Ascultați sunetele, nu le judecați. Ascultați liniștea din spatele sunetelor. Atingeți ceva, orice, simțiți și conștientizați ființa. Observați ritmul propriei respirații, simțiți aerul care intră și iese, simțiți energia vieții în corpul dumneavoastră. Permiteți fiecărui lucru să existe, înăuntru și în afară. Permiteți lucrurilor să fie cum sunt. Pătrundeți adânc în clipa acum. Astfel, lăsați în urmă lumea distrugătoare a abstracțiilor mentale, lumea timpului. Ieșiți din mintea nesănătoasă care vă secătuiește de energie vitală, la fel cum otrăvește și distruge încet pământul. Vă treziți dintr-un vis al timpului în prezent. Toate problemele sunt iluzii ale minții.
Concentrați-vă întreaga atenție asupra clipei acum și spuneți-mi ce problemă aveți în acest moment. Nu primesc niciun răspuns, pentru că e imposibil să aveți o problemă când întreaga atenție vă este absorbită de clipa acum. O situație trebuie ori rezolvată, ori acceptată. De ce să o transformăm într-o problemă? Mintea îndrăgește în mod inconștient problemele pentru că ele conferă o anumită identitate. Acest lucru este considerat normal, dar este o nebunie. Problemă înseamnă a stărui mental asupra unei situații fără a avea intenția adevărată sau posibilitatea de a acționa în acest moment, transformând-o în mod inconștient într-o componentă a sentimentului dumneavoastră de identitate. Situația de viață vă copleșește într-atât încât pierdeți senzația vieții, a ființei. Sau purtați în minte povara nebunească a sute de lucruri pe care le veți face sau va trebui să le faceți în viitor, în loc să vă concentrați atenția asupra singurului lucru pe care îl puteți face acum. Când creați o problemă, creați durere. Este nevoie doar de o simplă alegere, o simplă decizie. Orice s-ar întâmpla, nu voi mai provoca durere, nu voi mai crea probleme. Deși e o alegere simplă, este de asemenea una foarte radicală. Nu veți face această alegere decât dacă sunteți într-adevăr sătul de suferință, decât dacă simțiți cu adevărat că nu o mai doriți. Și nu veți reuși să vă duceți decizia la îndeplinire decât dacă accedeți la puterea clipei acum. Dacă nu mai creați suferință pentru dumneavoastră, nu o mai creați nici pentru ceilalți. Și nici nu mai contaminați frumosul pământ, spațiul dumneavoastră interior și psihicul colectiv al omenirii cu negativismul creării de probleme. Când apare o situație căreia trebuie să-i faceți față, veți acționa cu limpezime și fermitate dacă acțiunea apare din conștiința momentului prezent. Și probabilitatea de a avea succes va fi cu mult mai mare. Nu va fi o reacție provenită din condiționarea trecută a minții dumneavoastră, ci va fi un răspuns intuitiv la situație. În alte momente, veți descoperi că este mai eficient să nu faceți nimic, să rămâneți ancorat în clipa acum, pe când altădată ar fi reacționat mintea atașată de timp. Bucuria ființei. Pentru a testa dacă v-ați lăsat condus de timpul psihologic, puteți folosi un criteriu simplu. Întrebați-vă: fac ceea ce fac cu bucurie, cu ușurință și naturalețe? Dacă nu este așa, atunci timpul acoperă momentul prezent și viața este percepută ca o povară sau ca o luptă. Dacă în ceea ce faceți nu există bucurie, ușurință și naturalețe, acest lucru nu înseamnă neapărat că trebuie să vă schimbați activitatea. Poate fi suficient să schimbați modul în care o faceți. Cum este întotdeauna mai important decât ce? Încercați să acordați mai multă atenție lucrului pe care îl faceți decât rezultatului pe care încercați să-l obțineți prin acesta. Acordați întreaga dumneavoastră atenție lucrurilor pe care vi le aduce momentul prezent. Acest lucru implică o acceptare totală a situației prezente, pentru că nu puteți acorda o atenție totală unui lucru căruia îi opuneți în același timp rezistență. De îndată ce acceptați momentul prezent, toată nefericirea și lupta se dizolvă, iar viața începe să curgă cu bucurie și în pace. Când acționați din conștiința momentului prezent, tot ceea ce faceți abundă de un sentiment de grijă, dragoste și calitate, chiar și cele mai simple activități. Nu vă preocupați de rezultatul acțiunii dumneavoastră, ci acordați atenție acțiunii în sine. Rezultatele vor veni de la sine. Aceasta este o puternică practică spirituală. Când încercarea compulsivă de a evada din momentul prezent încetează, bucuria ființei se revarsă în tot ceea ce faceți.
În momentul în care atenția vi se îndreaptă asupra clipei acum, simțiți prezență, liniște și pace. Nu mai depindeți de viitor pentru împlinire și satisfacție, nu-l mai căutați pentru a vă aduce împlinirea. De aceea, nu mai depindeți de rezultate. Nici eșecul, nici succesul nu au puterea să vă schimbe starea interioară de unitate cu ființa. Ați descoperit viața dincolo de situația de viață. În absența timpului psihologic, sentimentul de sine derivă din ființă și nu din trecutul personal. De aceea, nevoia psihologică de a deveni altceva decât sunteți nu mai există. În lume, la nivelul situației dumneavoastră de viață, puteți să deveniți bogat, să adunați cunoștințe, succes, să vă eliberați de una sau de alta, dar în dimensiunea adâncă a ființei sunteți acum complet și întreg. Starea temporală de conștiință. Când fiecare celulă din corpul dumneavoastră este atât de prezentă încât o simțiți vibrând de viață și când în orice moment puteți simți această viață ca fiind bucuria ființei, atunci se poate spune că v-ați eliberat de timp. A fi liber de timp înseamnă a fi liber de nevoia psihologică de trecut pentru a avea o identitate și de viitor pentru a atinge împlinirea. Aceasta reprezintă cea mai profundă transformare a conștiinței pe care v-ați putea o imagina. După ce ați trăit experiența stării atemporale de conștiință pentru scurte momente, începeți să oscilați între dimensiunea timpului și cea a prezenței. La început, deveniți conștient de cât de rar sunteți cu adevărat prezent în clipa acum. Dar a ști că nu ești prezent este deja o mare realizare. Această cunoaștere înseamnă prezență. Chiar dacă la început durează doar câteva secunde în timp cronologic, înainte de a se pierde din nou. Apoi, din ce în ce mai des, alegeți să vă concentrați atenția asupra momentului prezent în loc de trecut și de viitor, iar de fiecare dată când vă dați seama că ați pierdut clipa acum, sunteți capabil să rămâneți în ea, nu doar pentru câteva secunde, ci pentru perioade mai lungi de timp din perspectiva timpului cronologic. Prin urmare, înainte de a fi ferm ancorat în starea de prezență, ceea ce înseamnă că sunteți pe deplin conștient, veți oscila pentru un timp între starea conștientă și cea inconștientă, între starea de prezență și cea de identificare cu mintea. De nenumărate ori veți pierde clipa prezentă și veți reveni la ea. În final, prezența va deveni starea dumneavoastră predominantă. Capitolul 4. Dizolvarea stării de inconștiență. Este esențial să aduceți mai multă conștiință în viața dumneavoastră în situații obișnuite, când totul merge relativ bine. În acest fel, prezența dumneavoastră crește în intensitate. Ea generează în dumneavoastră și în jur un câmp energetic cu o înaltă frecvență de vibrație. În acest câmp nu pot pătrunde și nu pot supraviețui nici inconștiența, nici negativismul, nici disonanța sau violența, așa cum nici întunericul nu poate supraviețui în prezența luminii. După ce învățați să fiți martorul propriilor gânduri și emoții, lucru care reprezintă un aspect esențial al stării de prezență, veți fi surprins când veți conștientiza pentru întâia dată fundalul static al stării obișnuite de inconștiență și vă veți da seama cât de rar v-ați simțit cu adevărat împăcat, dacă ați simțit aceasta vreodată. La nivelul gândirii, veți descoperi o puternică rezistență sub formă de critici, nemulțumiri și proiecții mentale care vă îndepărtează de momentul prezent. La nivel emoțional, va exista un curent subteran de disconfort, încordare, plictiseală sau nervozitate. Ambele sunt aspecte ale modului obișnuit de rezistență a minții.
Observați multiplele căi prin care disconfortul, nemulțumirea și tensiunea sunt cauzate de critici inutile, prin rezistență față de situația prezentă și prin negarea clipei acum. Orice conținut inconștient se dizolvă când asupra sa se revarsă lumina conștiinței. De îndată ce știți cum să dizolvați inconștiența obișnuită, lumina prezenței dumneavoastră va străluci puternic și vă va fi mult mai ușor să faceți față inconștiinței adânci, ori de câte ori îi veți simți atracția gravitațională. Însă este posibil ca la început să nu puteți detecta cu ușurință inconștiința obișnuită, pentru că este atât de normală. Obișnuiți-vă să vă urmăreți starea mentală și emoțională prin observare de sine. Sunt destins în acest moment? Este o întrebare bună pe care vă puteți pune în mod frecvent. Sau puteți întreba, ce se întâmplă în mine în acest moment? Fiți măcar la fel de interesat de ce se petrece în interiorul dumneavoastră, precum sunteți de ceea ce se întâmplă în exterior. Dacă interiorul este în ordine, situația exterioară se așează de la sine. Realitatea principală este cea interioară, cea exterioară având o importanță secundară. Dar nu răspundeți acestor întrebări imediat. Îndreptați-vă atenția spre interior, priviți înăuntru. Ce fel de gânduri produce mintea dumneavoastră? Ce simțiți? Îndreptați-vă atenția în interiorul corpului dumneavoastră. Simțiți vreo urmă de încordare? De îndată ce descoperiți că există chiar și un nivel minim de disconfort, fundalul static, încercați să aflați în ce mod evitați, opuneți rezistență sau negați viața prin negarea clipei acum. Există multiple căi prin care oamenii opun în mod inconștient rezistență momentului prezent. Prin exercițiu, puterea de observare de sine sau de evaluare a stării interioare se intensifică. Oriunde v-ați afla, fiți pe deplin prezent. Sunteți stresat? Sunteți atât de ocupat să ajungeți în viitor încât prezentul se reduce la un mijloc de a atinge un scop? Stresul este provocat de faptul că vă aflați aici și doriți să fiți acolo sau de faptul că trăiți în prezent și vă doriți să vă aflați în viitor. Este o scindare care vă sfâșie. Trecutul vă acaparează o mare parte din atenție? Vorbiți frecvent despre trecut și vă gândiți adesea la el în mod pozitiv sau negativ? Vă gândiți la lucrurile extraordinare pe care le-ați realizat, la aventurile și experiențele dumneavoastră sau la rolul de victimă și la toate lucrurile îngrozitoare pe care vi le-au făcut alții sau pe care poate le-ați făcut dumneavoastră altuia? Procesul dumneavoastră mental creează sentimente de vinovăție, de mândrie, resentimente, furie, regrete ori autocompătimire? Atunci nu numai că reînnoiți un fals sentiment de sine, ci ajutați și la accelerarea procesului de îmbătrânire a corpului prin acumularea trecutului în psihicul dumneavoastră. Convingeți-vă singur de acest lucru, observându-i pe cei din jurul dumneavoastră care au tendința să trăiască în trecut. Lăsați trecutul să moară în fiecare clipă. Nu aveți nevoie de el. Faceți referire la trecut numai atunci când acest lucru este absolut relevant pentru situația prezentă. Simțiți puterea acestui moment și plinătatea ființei. Simțiți propria prezență. Sunteți îngrijorat? Vă preocupă multe întrebări de genul și dacă... V-ați identificat cu mintea dumneavoastră, care se proiectează într-o situație imaginară din viitor și creează frică. Nu există nicio posibilitate de a face față unei astfel de situații, pentru că situația în sine nu există. Este o fantomă mentală. Puteți opri această nebunie care macină sănătatea și viața prin simpla recunoaștere a momentului prezent. Conștientizați-vă respirația. Simțiți aerul intrând și ieșind din corp. Simțiți câmpul energetic interior. În viața reală, spre deosebire de proiecțiile mentale imaginare,
Singurul lucru căruia va trebui vreodată să-i faceți față este acest moment. Întrebați-vă ce problemă aveți acum, nu anul viitor, mâine sau peste 5 minute. Ce nu este în regulă cu acest moment? Puteți face față întotdeauna clipei prezente, dar nu puteți niciodată face față viitorului și nici nu este nevoie să puteți. Răspunsul, puterea, acțiunea corectă sau resursele necesare vor fi prezente atunci când veți avea nevoie de ele, nu înainte și nici după aceea. Formează așteptarea o stare obișnuită, cât timp din viață petreceți așteptând. Ceea ce eu numesc așteptare la scară redusă este, de exemplu, așteptarea la coadă la oficiul poștal, într-un blocaj în trafic la aeroport sau așteptarea cuiva a terminării lucrului și așa mai departe. Așteptarea la scară largă este așteptarea următoarei vacanțe, a unei slujbe mai bune, a momentului în care copiii vor fi mari, a unei relații cu adevărat importante, a succesului, a acumulării de bani sau a momentului când voi deveni cineva important sau voi atinge iluminarea. Nu este un lucru neobișnuit ca oamenii să aștepte întreaga lor viață înainte să înceapă să trăiască. Așteptarea este o stare mentală. În principiu, ea înseamnă că vă doriți viitorul, nu vă doriți prezentul. Nu vă doriți ce aveți și vă doriți ceea ce nu aveți. Cu fiecare tip de așteptare, creați în mod inconștient un conflict interior între viața de aici și acum, unde nu doriți să vă aflați și viitorul proiectat, acolo unde vă doriți să fiți. Acest lucru reduce într-o foarte mare măsură calitatea vieții, făcându-vă să pierdeți prezentul. De exemplu, mulți oameni așteaptă prosperitatea. Ea nu poate veni în viitor. Când respectați, recunoașteți și acceptați pe deplin realitatea dumneavoastră prezentă, locul în care vă aflați, cine sunteți, ce faceți în acest moment, când acceptați în totalitate ceea ce aveți, atunci sunteți recunoscători pentru ce aveți, recunoscători pentru ceea ce este, recunoscători pentru ființă. Adevărata prosperitate este recunoștința pentru momentul prezent și pentru plinătatea vieții din momentul prezent. Nu poate veni în viitor. Apoi, în timp, acea prosperitate se va manifesta pentru dumneavoastră în diferite moduri. Dacă nu sunteți mulțumit cu ceea ce aveți sau sunteți chiar frustrat și nervos în legătură cu lipsurile prezente, acest lucru vă poate motiva să deveniți bogat, dar chiar dacă veți câștiga milioane, veți continua să simțiți condiția stării interioare de lipsă și în adâncul dumneavoastră veți continua să vă simțiți neîmplinit. Veți avea poate nenumărate experiențe interesante care pot fi cumpărate cu bani, dar experiențele vin și pleacă și vă lasă un sentiment de gol interior și cu nevoia de viitoare experiențe fizice sau de natură psihologică. Nu veți fi ancorat în ființă pentru ca în acest fel să puteți simți acum plenitudinea vieții, care este singura prosperitate adevărată. Renunțați la așteptare ca stare mentală. Când vă surprindeți alunecând în așteptare, ieșiți repede din ea. Intrați în momentul prezent. Fiți pur și simplu și bucurați-vă de sentimentul vieții. Când sunteți prezent, nu este niciodată nevoie să așteptați ceva. Așa că data viitoare când cineva vă va spune, îmi pare rău că v-am făcut să așteptați, îi puteți răspunde. Nu face nimic, n-am așteptat. Am stat aici și m-am simțit bine, trăind bucuria de a fi eu însumi. Acestea sunt numai câteva din strategiile mentale obișnuite prin care se neagă momentul prezent, care fac parte din starea obișnuită de inconștiență. Pot fi trecute atât de ușor cu vederea, pentru că fac atât de mult parte din viața obișnuită, fundalul static al nemulțumirii perpetue. Dar cu cât vă urmăriți mai mult starea mental-emoțională, cu atât mai ușor vă va fi să descoperiți când v-ați lăsat din nou prins de trecut sau viitor, adică ați devenit inconștient și să vă treziți din visul timpului în prezent. Dar aveți grijă!
Sinele fals, nefericit, bazat pe identificarea cu mintea, trăiește în timp. Știe că momentul prezent înseamnă propria lui moarte și se simte foarte amenințat de acesta. Va face tot ce va putea pentru a vă scoate din prezent. Va încerca să vă țină prins în timp. Într-un anume sens, starea de prezență poate fi comparată cu așteptarea. Este o așteptare diferită calitativ, care presupune atenția dumneavoastră totală. În orice clipă se poate întâmpla ceva și dacă nu sunteți absolut treaz, absolut tăcut, veți pierde momentul. În starea aceasta, toată atenția vă este prezentă în clipa acum. Nu mai există loc pentru visare cu ochii deschiși, gândire, amintire, anticipare. În ea nu există încordare, nici frică, ci doar prezență alertă. Sunteți prezent cu întreaga ființă, cu fiecare celulă a corpului dumneavoastră. În această stare, acel dumneavoastră care are un trecut și viitor, personalitatea dacă doriți, aproape nu mai există. Și totuși, nimic de valoare nu s-a pierdut. Sunteți în esență în continuare dumneavoastră. De fapt, sunteți mai mult decât ați fost vreodată sau mai degrabă, numai acum sunteți cu adevărat cine sunteți de fapt. Trecutul nu poate supraviețui dacă sunteți prezent. Dacă aveți nevoie să aflați lucruri despre trecutul inconștient care trăiește încă în dumneavoastră, acestea vor fi aduse la lumină de către obstacolele pe care le întâlniți în prezent. Dacă săpați în trecut, acesta va deveni o prăpastie fără fund. Întotdeauna va mai exista ceva de descoperit. Poate credeți că aveți nevoie de mai mult timp pentru a înțelege trecutul sau pentru a vă elibera de el, cu alte cuvinte, că viitorul vă va elibera până la urmă de trecut. Aceasta este o iluzie. Numai prezentul vă poate elibera de trecut. Mai mult timp nu vă poate elibera de trecut. Accedeți la puterea clipei acum. Aceasta este cheia. Puterea clipei acum este puterea propriei dumneavoastră prezențe, conștiința dumneavoastră eliberată de formele gândirii. Așa că abordați trecutul la nivelul prezentului. Cu cât acordați mai multă atenție trecutului, cu atât îl alimentați mai mult cu energie și este cu atât mai probabil că vă veți identifica cu el. Nu mă înțelegeți greșit. Atenția este esențială, dar nu față de trecut ca trecut. Acordați atenție prezentului, acordați atenție comportamentului, reacțiilor dumneavoastră, dispozițiilor, gândurilor, emoțiilor, fricilor și dorințelor așa cum apar ele în prezent. Acestea sunt trecutul din dumneavoastră. Dacă puteți fi suficient de prezent pentru a observa toate aceste lucruri, nu în mod critic sau analitic, ci fără a judeca, atunci înfruntați trecutul și îl dizolvați prin puterea prezenței dumneavoastră. Nu vă puteți regăsi întorcându-vă în trecut, vă regăsiți numai revenind în prezent. Capitolul 5. Frumusețea se ivește în liniștea prezenței. Este necesară prezența pentru a deveni conștient de frumusețea, măreția și sfințenia naturii. Ați privit vreodată în infinitatea spațiului într-o seară senină, uimit de liniștea absolută și de vastitatea sa inimaginabilă? Ați ascultat vreodată cu adevărat susurul unui pârâu de munte într-o pădure? Sau cântecul mierlei la apus, într-o seară calmă de vară? Pentru a deveni conștient de astfel de lucruri, este nevoie ca mintea să fie tăcută. Este nevoie ca pentru un moment să lăsați la o parte bagajul personal de probleme de trecut și viitor, precum și toate cunoștințele pe care le aveți. Astfel veți privi, dar nu veți vedea, veți asculta fără să auziți. Este necesară prezența dumneavoastră totală. În spatele frumuseții formelor exterioare există mai mult. Ceea ce nu poate fi numit ceva inefabil, o esență interioară, profundă și sfântă. Oriunde și oricând există frumusețe, această esență interioară strălucește în exterior. Vi se dezvăluie numai când sunteți prezent.
Este oare posibil ca această esență fără nume și prezența dumneavoastră să fie unul și același lucru? S-ar afla acolo în absența prezenței dumneavoastră? Meditați profund asupra acestui lucru. Descoperiți singur. Descoperirea conștiinței pure. Ori de câte ori vă observați mintea, vă retrageți conștiința din formele mentale, conștiința devenind atunci ceea ce numim observator sau martor. Prin urmare, observatorul, conștiința pură de dincolo de forme, devine mai puternic, iar formele mentale devin mai slabe. Când vorbim despre observarea minții, personalizăm un eveniment de importanță cosmică. Prin dumneavoastră, conștiința se trezește din visul ei de identificare cu forma și se retrage din formă. Acest lucru prevestește și face parte dintr-un eveniment care se situează probabil în viitorul îndepărtat din punctul de vedere al timpului cronologic. Acest eveniment este numit sfârșitul lumii. Pentru a rămâne prezent în viața de zi cu zi, este important să fiți adânc înrădăcinați în propriul corp. Astfel, mintea, care are o forță extraordinară, vă va trage după sine ca un râu tumultos. Înrădăcinarea în propriul corp presupune locuirea deplină a corpului. Îndreptarea permanentă a unei părți a atenției înăuntrul câmpului energetic interior al corpului dumneavoastră. Simțirea corpului pe dinăuntru, cum s-ar spune, conștiința corpului vă menține prezent, vă ancorează în clipa acum. Trupul pe care îl puteți vedea și simți nu vă poate transpune în ființă. Dar acest corp vizibil și tangibil este numai un înveliș exterior sau mai degrabă o percepție limitată și distorsionată a unei realități mai profunde. În starea dumneavoastră naturală de conectare cu ființa, această realitate profundă poate fi simțită în orice moment sub forma corpului invizibil interior a prezenței care dă viață. Așa că să locuiești corpul înseamnă să simți corpul pe dinăuntru, să simți viața din corp și prin aceasta să ajungi să realizezi că ceea ce ești se află dincolo de forma exterioară. Sunteți rupt de ființă atât timp cât mintea vă acaparează toată atenția. Când acest lucru se întâmplă și se întâmplă continuu pentru cei mai mulți oameni, nu sunteți în corp. Mintea vă absoarbe toată conștiința și o transformă în forme mentale. Nu vă puteți opri din gândit. Pentru a putea conștientiza ființa, trebuie să redobândiți conștiința acaparată de minte. Aceasta este o sarcină esențială în călătoria dumneavoastră spirituală. Veți elibera cantități vaste de conștiință care înainte erau prinse într-o gândire inutilă și compulsivă. O modalitate eficientă pentru a realiza acest lucru este să vă îndepărtați pur și simplu atenția de la gândire și să o focalizați în corp, acolo unde ființa poate fi simțită, în primă instanță, ca acel câmp energetic interior care însuflețește ceea ce percepeți ca fiind corpul fizic. Conectarea la corpul interior. Vă rog, încercați acest lucru acum. S-ar putea să vă fie mai ușor dacă închideți ochii în timpul acestui exercițiu. Mai târziu, când a vă locui corpul va fi devenit ceva natural și ușor, acest lucru nu va mai fi necesar. Îndreptați-vă atenția asupra corpului. Simțiți-l din interior. Este viu? Există viață în palmele, brațele, picioarele și tălpile dumneavoastră, în abdomen, în piept? Puteți simți câmpul energetic subtil care vă străbate corpul și care face să vibreze cu viață fiecare organ și fiecare celulă? Îl puteți simți simultan în toate părțile corpului ca un singur câmp de energie? Mențineți-vă atenția îndreptată asupra corpului interior pentru câteva momente. Nu începeți să vă gândiți la el, simțiți-l. Cu cât îi acordați mai multă atenție, cu atât sentimentul va deveni mai clar și mai puternic.
Veți simți cum fiecare celulă este mai vie, iar dacă aveți un puternic simț vizual, este posibil să vedeți cum corpul vă devine luminos. Deși o asemenea imagine vă poate ajuta temporar, acordați mai multă atenție sentimentului decât oricărei imagini care ar putea apărea. O imagine, oricât de frumoasă sau puternică ar fi, este deja definită de formă, așa că este mai puțin important să o aprofundați. Intrați adânc în corp. Pentru a pătrunde și mai adânc în corp, încercați următoarea meditație. Sunt suficiente 10-15 minute de timp cronologic. Asigurați-vă că nu puteți fi deranjat de nimic din exterior, cum ar fi soneria telefonului sau oameni care v-ar putea întrerupe. Așezați-vă pe un scaun, dar nu vă lăsați pe spate. Mențineți-vă coloana vertebrală dreaptă. Acest lucru vă va ajuta să rămâneți alert. Sau așezați-vă în poziția dumneavoastră favorită de meditație. Asigurați-vă că aveți corpul relaxat. Închideți ochii. Inspirați adânc de câteva ori. Simțiți-vă respirația ca și cum ar pătrunde în abdomenul inferior. Observați cum acesta se dilată și se contractă ușor în timp ce aerul intră și iese din corp. Conștientizați apoi întregul câmp energetic interior al corpului. Nu vă gândiți la el, simțiți-l. Făcând aceasta, retrageți conștiința din minte. Dacă vi se pare util, folosiți vizualizarea luminii pe care am descris-o mai devreme. Când vă puteți simți clar corpul interior ca un singur câmp de energie, abandonați, dacă este posibil, orice imagine vizuală și acordați atenție numai senzației. Dacă puteți, renunțați și la orice imagine mentală pe care încă poate o aveți în legătură cu corpul fizic. Tot ceea ce rămâne este un sentiment învăluitor de prezență sau ființare, iar corpul interior este simțit ca fiind fără de granițe. Apoi pătrundeți și mai adânc în acest sentiment. Deveniți una cu el. Contopiți-vă cu câmpul de energie până când nu mai percepeți o dualitate între observator și observat, între dumneavoastră și corpul dumneavoastră. Se dizolvă acum și distinția dintre interior și exterior, astfel încât nu mai există un corp interior. Pătrunzând adânc în corp, ați trecut dincolo de el. Rămâneți în această dimensiune a ființei pure, atât timp cât vă simțiți confortabil. Deveniți din nou conștient de corpul fizic, de respirație și de simțurile fizice și deschideți ochii. Priviți apoi împrejur timp de câteva minute, într-un mod meditativ, adică fără a pune etichete mentale, și în timp ce faceți aceasta, continuați să simțiți corpul interior. Pătrunderea în această dimensiune, fără formă, este cu adevărat eliberatoare. Vă eliberează de captivitatea în lumea formelor și de identificarea cu forma. Putem numi această dimensiune nemanifestatul, sursa invizibilă a tuturor lucrurilor, ființa din toate ființele. Este o dimensiune de adâncă liniște și pace, dar și de bucurie și vitalitate intensă. Ori de câte ori sunteți prezent, deveniți într-o anumită măsură transparent, pentru lumină, pentru conștiința pură care emană din sursă. Vă dați seama și că lumina nu este separată de ceea ce sunteți, ci constituie propria dumneavoastră esență. Când conștiința vă este îndreptată în afară, mintea și lumea apar. Când este îndreptată înăuntru, își recunoaște propria sursă și se întoarce acasă, în nemanifestat. Apoi, când conștiința revine în lumea manifestată, vă reluați identitatea de formă pe care temporar ați abandonat-o. Aveți un nume, un trecut, o situație de viață, un viitor. Dar, dintr-un punct de vedere fundamental, nu mai sunteți persoana care ați fost. Ați recunoscut realitatea interioară care nu este din lumea aceasta. Deși nu este separată de ea,
așa cum nu este separată nici de dumneavoastră. Faceți din următorul exercițiu practica dumneavoastră spirituală. În viața dumneavoastră nu acordați niciodată 100% din atenție lumii exterioare și minții. Păstrați o parte în interior. Simțiți-vă corpul interior chiar și când sunteți angajat în activitățile zilnice, mai ales în relațiile cu ceilalți oameni și cu natura. Simțiți liniștea din adâncul său, lăsați poarta deschisă. Este foarte posibil să fiți conștient de nemanifestat pe tot parcursul vieții. Îl simțiți ca pe un sentiment profund de pace undeva în fundal, o liniște care nu vă părăsește niciodată, orice s-ar întâmpla în lumea exterioară. Deveniți o punte între nemanifestat și manifestat, între Dumnezeu și lume. Aceasta este starea de conectare la sursă pe care o numim iluminare. Rădăcini interioare adânci. Cheia pentru a avea rădăcini interioare adânci este situarea în permanentă legătură cu corpul dumneavoastră interior, așa încât să-l simțiți întotdeauna. Acest lucru va da profunzime vieții dumneavoastră și o va transforma cu repeziciune. Cu cât vă conștientizați mai mult corpul interior, cu atât frecvența sa de vibrație va fi mai înaltă, ca lumina care devine mai intensă atunci când răsuciți mai mult comutatorul și măriți în acest fel alimentarea cu electricitate. La acest nivel înalt de energie, negativismul nu vă mai poate afecta și tindeți să atrageți situații noi care reflectă această frecvență înaltă. Dacă vă păstrați atenția pe cât de mult posibil în corp, veți fi ancorat în acum. Nu vă veți pierde în lumea exterioară și nu vă veți mai pierde în minte. Gândurile și emoțiile, fricile și dorințele vor mai exista într-o anumită măsură, dar nu vor mai prelua controlul. Vă rog să examinați unde vă este atenția în acest moment. Mă ascultați pe mine sau citiți aceste cuvinte într-o carte. Aici se focalizează atenția dumneavoastră. Sunteți de asemenea periferic conștient de lucrurile care vă înconjoară, de alți oameni și așa mai departe. În plus, s-ar putea să existe ceva activitate mentală legată de lucrurile pe care le auziți sau le citiți, câteva comentarii mentale. Și totuși, nu este nevoie ca toate acestea să vă absoarbă întreaga atenție. Încercați să vedeți dacă puteți rămâne în legătură cu corpul interior în același timp. Păstrați o parte din atenție înăuntru. Nu lăsați toată atenția să se îndrepte spre exterior. Simțiți-vă întregul corp pe dinăuntru ca pe un singur câmp de energie. Este ca și cum ați asculta sau ați citi cu întregul corp. Practicați aceasta în zilele și săptămânile care urmează. Nu acordați întreaga atenție minții și lumii exterioare. Faceți tot posibilul să vă concentrați asupra lucrului pe care îl faceți, dar simțiți în același timp și corpul interior, ori de câte ori este posibil. Rămâneți înrădăcinat în interior. Observați apoi cum acest lucru schimbă starea conștiinței dumneavoastră și calitatea lucrului pe care îl faceți. Vă rog, nu luați drept adevăr și nici nu respingeți ceea ce spun. Testați singur. Fortificarea sistemului imunitar. Există o meditație simplă, dar puternică, de autovindecare pe care o puteți practica ori de câte ori simțiți nevoia să vă fortificați sistemul imunitar. Este în mod special eficientă atunci când simțiți primele simptome ale unei boli, dar funcționează și atunci când boala s-a instalat deja, cu condiția să o folosiți frecvent și cu mare atenție. Va mai contracara și orice întrerupere în câmpul dumneavoastră energetic, produsă de o formă sau alta de negativism. Nu este totuși un substitut pentru practica permanentă de prezență în corp. Altfel, efectul va fi numai unul temporar. Iată care este meditația. Când aveți câteva minute libere și în special ca ultim lucru pe care îl faceți noapte înainte de a dormi și ca prim lucru pe care îl faceți dimineața la trezire,
Înainte de a vă ridica din pat, inundați-vă corpul cu conștiință. Închideți ochii. Întindeți-vă pe spate. Alegeți diferite părți ale corpului asupra cărora vă veți îndrepta pentru un început un scurt timp atenția. Palmele, tălpile, brațele, picioarele, abdomenul, pieptul, capul și așa mai departe. Simțiți energia vieții în acele părți ale corpului pe cât de intens puteți. Mențineți-vă atenția asupra fiecărei părți a corpului în jur de 15 secunde. Apoi, lăsați atenția să vă traverseze ca un val corpul de câteva ori la rând, de la picioare spre cap și invers. Pentru aceasta, aveți nevoie de aproximativ un minut. După aceea, simțiți-vă corpul interior în totalitatea sa ca un singur câmp de energie. Păstrați preț de câteva minute acest sentiment. În tot acest timp, fiți intens prezent în fiecare celulă a corpului. Nu vă îngrijorați dacă mintea reușește ocazional să vă sustragă atenția în afara corpului și vă pierdeți în gânduri. De îndată ce observați că lucrul acesta s-a întâmplat, readuceți atenția în corpul interior. Folosirea creativă a minții. Dacă aveți nevoie să vă folosiți mintea pentru un scop anume, folosiți-o în colaborare cu corpul interior. Numai dacă sunteți capabili să fiți conștient, fără a gândi, vă puteți folosi mintea în mod creativ, iar cea mai ușoară cale de a intra în această stare este prin corp. Ori de câte ori aveți nevoie de un răspuns, de o soluție sau de o idee creativă, încetați pentru un moment să gândiți, concentrându-vă atenția asupra câmpului energetic interior. Deveniți conștient de liniște. Când reîncepe să gândiți, gândirea vă va fi proaspătă și creativă. Obișnuiți-vă ca în orice activitate mentală să oscilați la fiecare câteva minute între gândire și un fel de ascultare interioară, o liniște interioară. Am putea spune, nu gândiți numai cu capul, gândiți cu tot corpul. Lăsați respirația să vă ducă în corp. Dacă la un moment dat descoperiți că vă este greu să intrați în legătură cu corpul interior, este de obicei mai ușor ca pentru început să vă fixați atenția asupra respirației. Respirația conștientă, care este în sine o meditație puternică, vă va aduce treptat în contact cu corpul. Urmăriți-vă respirația cu atenție în timp ce aerul iese și intră în corp. Inspirați și simțiți cum abdomenul se dilată și se contractă ușor la fiecare inspirație și expirație. Dacă vă este mai ușor să vizualizați, închideți ochii și imaginați-vă înconjurat de lumină sau scufundat într-o substanță luminoasă, o mare de conștiință. Apoi inspirați acea lumină. Simțiți cum substanța luminoasă vă inundă corpul și îl face de asemenea luminos. Apoi, treptat, concentrați-vă mai mult asupra senzației. Nu vă atașați de nicio imagine vizuală. Sunteți în corp. Ați accesat puterea clipei acum. Partea a doua. Relația ca practică spirituală. Iubirea este o stare a ființei. Iubirea nu se află în afară, ci în adâncul dumneavoastră. Nu o puteți pierde nici când și nu vă poate părăsi. Nu depinde de un alt corp, de o formă exterioară. Capitolul 6. Dizolvarea corpului durere. Cea mai mare parte a suferinței oamenilor este inutilă. Este creată chiar de dumneavoastră, atât timp cât viața vă este condusă de mintea care nu este supusă observării. Durerea pe care o creați acum este întotdeauna o formă de neacceptare, o formă de rezistență inconștientă față de ceea ce este. La nivelul gândului, rezistența este o formă de critică. La nivel emoțional, este o formă de negativism. Intensitatea durerii depinde de gradul de rezistență față de momentul prezent, iar acesta depinde la rândul său de gradul de identificare cu mintea.
Mintea caută întotdeauna să nege clipa acum și să evadeze din ea. Cu alte cuvinte, cu cât sunteți mai identificat cu mintea dumneavoastră, cu atât mai mult suferiți. Sau puteți privi acest lucru și în felul următor. Cu cât sunteți mai capabil să respectați și acceptați clipa acum, cu atât sunteți mai liber de durere și de suferință și de mintea egocentrică. Unele învățături spirituale afirmă că toată suferința este în ultimă instanță o iluzie și acest lucru este adevărat. Se pune întrebarea, este adevărat și în cazul dumneavoastră? O simplă credință nu face ca acest lucru să devină adevărat. Vă doriți să suferiți pentru tot restul vieții continuând să spuneți că durerea este o iluzie? Vă eliberează acest lucru de durere? Ceea ce ne interesează aici este modul în care puteți realiza acest adevăr, ceea ce înseamnă că poate deveni propria dumneavoastră experiență. Durerea este inevitabilă atât timp cât vă identificați cu mintea, adică atât timp cât sunteți inconștient din punct de vedere spiritual. Mă refer aici în primul rând la durerea emoțională, care este în același timp și principala cauza a durerii fizice și a bolilor. Resentimentul, ura, mila de sine, vinovăția, furia, deprimarea, gelozia și așa mai departe, chiar și cel mai ușor sentiment de iritare, toate sunt forme ale durerii. Și orice plăcere sau exaltare conține în ea sâmburele durerii, fiind inseparabilă de contrariul ei, care se va manifesta în timp. Oricine a folosit vreodată un drog pentru a avea o experiență de exaltare, știe că exaltarea se transformă într-un final în deprimare, că plăcerea se transformă într-o formă de durere. Mulți oameni știu din proprie experiență cât de ușor și de repede se poate transforma o relație intimă dintr-o sursă de plăcere într-una de durere. Privind dintr-o perspectivă superioară, atât polul negativ cât și cel pozitiv sunt fețe ale aceleiași monede, fac parte din durerea fundamentală, care este inseparabilă de starea egocentrică de conștiință identificată cu mintea. Există două niveluri ale durerii, durerea pe care o creați acum și durerea din trecut, care încă mai trăiește în mintea și corpul dumneavoastră. Atât timp cât nu puteți accede la puterea clipei de acum, fiecare durere emoțională pe care o trăiți lasă în urmă un rezidu de durere care continuă să trăiască în dumneavoastră. Se contopește cu durerea din trecut, care se află deja acolo, și se fixează în mintea și corpul dumneavoastră. Acest lucru include, bineînțeles, și durerea suferită în copilărie, provocată de inconștiența lumii în care v-ați născut. Această durere acumulată este un câmp energetic negativ care vă locuiește trupul și mintea. Dacă o priviți ca pe o entitate invizibilă de sine stătătoare, vă apropiați foarte mult de adevăr. Este corpul durerei emoțional. Corpul durere are două modalități de funcționare, latentă și activă. Se poate afla în starea latentă în 90% din timp, însă într-o persoană extrem de nefericită poate fi activ în proporție de 100%. Unii oameni trăiesc aproape în întregime prin corpul durere, în timp ce alții îl pot simți numai în anumite situații, cum ar fi relațiile intime, situațiile asociate cu abandonarea sau pierderile din trecut, rănile fizice sau emoționale și așa mai departe. Poate fi activat de orice eveniment, mai ales dacă acesta rezonează cu un tipar de durere din trecutul dumneavoastră. Când este pregătit să se trezească din faza latentă, chiar și numai un gând sau o remarcă inocentă făcută de cineva apropiat, îl poate activa. Renunțarea la identificarea cu corpul durere. Corpul durere nu vrea să-l observați în mod direct și să-l vedeți așa cum este. În momentul în care observați corpul durere, îi simțiți câmpul energetic și vă fixați atenția asupra lui, identificarea s-a rupt. A apărut o dimensiune superioară de conștiință.
Eu o numesc prezență. Sunteți acum martorul sau observatorul corpului durere. Aceasta înseamnă că el nu vă mai poate folosi, pretinzând că vă reprezintă și nu se mai poate alimenta prin dumneavoastră. V-ați descoperit puterea interioară autentică. Unele corpuri durere sunt neplăcute, dar relativ inofensive, de exemplu ca un copil care nu se mai oprește din smiorcăit. Altele sunt monștri vicioși și distructivi, adevărați demoni. Unele sunt violente fizic, cu mult mai multe sunt violente din punct de vedere emoțional. Unele vor ataca oamenii apropiați sau pe cei din jurul dumneavoastră, în timp ce altele vă vor ataca pe dumneavoastră, gazda lor. Gândurile și sentimentele pe care le aveți despre viață devin atunci profund negative și autodestructive. Bolile și accidentele apar deseori în acest mod. Unele corpuri durere își împing gazdele la sinucidere. Când credeți că știți bine o persoană și apoi vă confruntați brusc cu o creatură străină și îngrozitoare, trăiți un șoc puternic. Este însă mai important să observați corpul durere în dumneavoastră decât în alții. Acordați atenție oricărui semn de nefericire sub orice formă ar apărea. Poate fi corpul durere pe cale de a se trezi din starea latentă. Acesta poate lua forma iritării, a nerăbdării, a unei proaste dispoziții, a unei dorințe de a răni, a enervării, a furiei, a deprimării, a nevoii de a crea un moment dramatic în relația dumneavoastră intimă și așa mai departe. Surprindeți-l chiar în momentul în care se trezește din starea latentă. Corpul durere vrea să supraviețuiască precum orice altă entitate vie și poate supraviețui numai dacă dumneavoastră vă identificați în mod inconștient cu el. Apoi se poate ridica, poate pune stăpânire pe dumneavoastră, poate deveni dumneavoastră și poate trăi prin dumneavoastră. Are nevoie să-și primească hrana prin dumneavoastră. Se va hrăni cu orice experiență care rezonează cu propriul său fel de energie, cu orice lucru care creează o nouă durere, indiferent de formă. Enervare, destructivitate, ură, mâhnire, dramă emoțională, violență și chiar boală. Așa că, după ce corpul durere preia controlul, va crea o situație în viața dumneavoastră care va reflecta propria sa frecvență energetică pentru a se hrăni cu ea. Durerea se poate hrăni doar cu durere. Ea nu se poate hrăni cu bucurie. Îi pare absolut indigestă. Din momentul în care corpul durere a preluat controlul, vă doriți și mai multă durere. Deveniți atunci o victimă sau un agresor. Doriți să răniți sau doriți să fiți hrănit sau amândouă. Nu există o mare diferență între ele. Bineînțeles, nu sunteți conștient de acest lucru și veți afirma cu vehemență că nu vă doriți durerea. Dar priviți cu atenție și veți descoperi că gândirea și comportamentul dumneavoastră sunt proiectate în așa fel încât să facă durerea să continue, atât pentru dumneavoastră cât și pentru alții. Dacă ați conștientiza acest lucru, tiparul s-ar dizolva pentru că este o nebunie să-ți dorești mai multă durere și nimeni nu este nebun în mod conștient. Corpul durere, care este umbra întunecată aruncată de către ego, se teme de fapt de lumina conștiinței dumneavoastră. Este teamă că va fi descoperit. Supraviețuirea sa depinde de identificarea inconștientă cu el, precum și de frica dumneavoastră inconștientă de a înfrunta durerea care trăiește în dumneavoastră. Dar dacă nu o înfruntați, dacă nu o aduceți în lumina conștiinței, veți fi constrâns să o retrăiți de nenumărate ori. Corpul durere vă poate părea un monstru periculos pe care nu puteți suporta să-l priviți, dar vă asigur că este o fantomă lipsită de substanță care nu poate triumfa în fața prezenței dumneavoastră. Când deveniți observator și începeți să anulați identificarea, corpul durere va continua să opereze pentru un timp și va încerca să vă păcălească să vă identificați din nou cu el. Deși nu îl mai alimentați cu energie prin identificare, el are o anumită inerție, ca un titirez care
Continuă să se învârtească pentru un timp, deși nimic nu-l mai activează. În acest stadiu poate crea și dureri fizice în diferite părți ale corpului, dar acestea nu vor dura. Rămâneți prezent, rămâneți conștient. Fiți pasnicul mereu vigilent al spațiului interior. E nevoie să fiți suficient de prezent pentru a observa corpul durere în mod direct și pentru a-i simți energia. Atunci nu vă mai poate controla gândirea. În momentul în care gândirea se aliniază la câmpul energetic al corpului durere, v-ați identifica din nou cu el și îl hrăniți din nou cu gândurile dumneavoastră. De exemplu, dacă furia este vibrația energetică predominantă a corpului durere și nutriți gânduri pline de furie, stăruind în minte asupra a ceea ce v-a făcut cineva sau asupra a ce aveți de gând să îi faceți dumneavoastră, atunci ați devenit inconștient și corpul durere v-a luat locul. Acolo unde există furie, există mereu durere în spatele ei. Sau atunci când sunteți cuprins de o dispoziție întunecată și începe să dezvoltați un tipar negativ de gândire, gândind cât de cumplită este viața, gândirea vi s-a aliniat la corpul durere și ați devenit inconștient și vulnerabil în fața atacului său. Inconștient, așa cum folosesc eu cuvântul aici, înseamnă a fi identificat cu un tipar mental sau emoțional. Acest lucru implică absența totală a martorului. Transpunerea suferinței în conștiință. Atenția conștientă și susținută rupe legătura dintre corpul durere și procesele mentale și dă naștere procesului de transmutare. Este ca și cum durerea ar deveni combustibilul pentru flacăra conștiinței dumneavoastră, care va arde astfel mai puternic. Acesta este înțelesul ezoteric al vechii arte a alchimiei, transmutarea metalului obișnuit în aur sau a suferinței în conștiință. Ruptura interioară este vindecată și deveniți din nou întreg. Din acel moment, responsabilitatea dumneavoastră este de a nu mai crea noi dureri. Concentrați-vă atenția asupra sentimentului din interiorul dumneavoastră. Dați-vă seama că acesta este corpul durere. Acceptați prezența lui acolo. Nu vă gândiți la el, nu lăsați sentimentul să se transforme în gândire. Nu judecați și nu analizați. Nu vă creați din el o identitate. Rămâneți prezent și continuați să fiți observatorul la ceea ce se întâmplă în dumneavoastră. Conștientizați-vă nu doar durerea emoțională, ci deveniți conștient și de cel care observă, de martorul tăcut. Aceasta este puterea clipei acum, puterea propriei dumneavoastră prezențe. Apoi vedeți ce se întâmplă. Identificarea sinelui fals cu corpul durere. Procesul pe care tocmai l-am descris este unul extrem de puternic și totuși simplu. Îl poate învăța și un copil și să sperăm că într-o zi va fi unul dintre primele lucruri predate la școală. Odată ce ați înțeles principiul de bază al prezenței dumneavoastră ca observator al lucrurilor care se întâmplă în interiorul dumneavoastră, înțelegere însemnând trăire, aveți la dispoziție cel mai puternic instrument de transformare. Nu neg faptul că veți mai putea întâmpina o intensă rezistență interioară în procesul de renunțare la identificarea cu durerea. Acest lucru se va întâmpla mai ales dacă în cea mai mare parte a vieții dumneavoastră ați trăit în strânsă identificare cu corpul durerei emoțional sau întreaga dumneavoastră identitate sau o mare parte din sentimentul dumneavoastră de sine este investită în el. Aceasta înseamnă că ați creat un sine nefericit din corpul durere și credeți că dumneavoastră sunteți de fapt această ficțiune construită de minte. În acest caz, frica inconștientă că vă puteți pierde identitatea va crea o rezistență puternică față de procesul de renunțare la identificare. Cu alte cuvinte, preferați să trăiți în durere, să fiți corpul durere, decât să faceți un salt în necunoscut și să riscați să vă pierdeți sinele cel nefericit. Observați-vă rezistența interioară.
Observați-vă atașamentul față de durere. Fiți extrem de atent. Observați ciudata plăcere pe care o derivați din sentimentul de nefericire. Observați impulsul de a vorbi și de a vă gândi la acesta. Rezistența va ceda când conștientizați aceste lucruri. Apoi, îndreptați-vă atenția asupra corpului durere, rămâneți prezent ca martor și inițiați astfel transmutarea. Numai dumneavoastră puteți face aceasta. Nimeni nu o poate face în locul dumneavoastră. Dar dacă sunteți destul de norocos să găsiți pe cineva care este intens conștient, dacă vă puteți afla în prezența lui și îl puteți urma în starea de prezență, acest lucru vă poate ajuta și va accelera procesul. În acest mod, propria dumneavoastră lumină va deveni cu repeziciune mai puternică. Când un buștean care tocmai a început să ardă este pus lângă unul care arde puternic, iar după un timp sunt separați, cel dintâi va arde cu mult mai mare intensitate. La urma urmei, este același foc. Una dintre misiunile învățătorului spiritual este să fie un astfel de foc. Este posibil ca unii terapeuți să fie capabili să împlinească această misiune cu condiția să fi depășit nivelul minții și în acest fel să poată crea și susține o stare de intensă prezență conștientă în timp ce lucrează cu dumneavoastră. Primul lucru pe care trebuie să vi-l amintiți este acesta. Atât timp cât vă creați o identitate din durere, nu vă puteți elibera de ea. Atât timp cât sentimentul de identitate este investit în durerea dumneavoastră emoțională, veți opune în mod inconștient rezistență și veți sabota fiecare încercare pe care o faceți de a vă vindeca de durere. De ce? Pur și simplu pentru că doriți să rămâneți intact, iar durerea a devenit o parte esențială din dumneavoastră. Acesta este un proces inconștient și singurul mod prin care îl puteți depăși este să-l conștientizați. Puterea prezenței dumneavoastră. Conștientizarea bruscă a faptului că sunteți sau ați fost atașat de durere poate fi o descoperire destul de șocantă. În momentul în care ați realizat acest lucru, ați rupt atașamentul. Corpul durere este un câmp de energie aproape ca o entitate care s-a instalat temporar în spațiul dumneavoastră interior. Este energie vitală blocată, o energie care nu mai circulă. Bineînțeles, corpul durere se află acolo din cauza anumitor lucruri care s-au întâmplat în trecut. Este trecutul viu din dumneavoastră și când vă identificați cu el, vă identificați cu trecutul. O identitate de victimă este credința că trecutul este mai puternic decât prezentul, ceea ce reprezintă exact contrariul adevărului. Este credința că alți oameni și ceea ce v-au făcut ei poartă responsabilitatea pentru cine sunteți acum, pentru durerea dumneavoastră emoțională și pentru incapacitatea dumneavoastră de a fi cel care sunteți de fapt. Adevărul este că singura putere care există e conținută în momentul prezent, puterea propriei dumneavoastră prezențe. Odată ce înțelegeți acest lucru, realizați de asemenea că dumneavoastră sunteți acum răspunzător pentru spațiul dumneavoastră interior și nimeni altcineva și că trecutul nu poate învinge puterea clipei acum. Inconștiența îl creează. Conștiința îl transformă în sine însuși. Sfântul Pavel a exprimat foarte frumos acest lucru. Iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Așa cum nu puteți lupta împotriva întunericului, nu puteți lupta împotriva corpului durere. Este suficient să-l observați. Observarea implică acceptarea lui ca parte a ceea ce este în momentul prezent. Capitolul 7. De la relații de dependență la relații iluminate. Relații de dragoste, relații de ură. Atât timp cât nu aveți acces la frecvența conștientizată a prezenței și dacă nu veți accede la ea, toate relațiile, îndeoseb cele intime, sunt profund defectuoase și, în ultimă instanță, disfuncționale.
Ele pot părea perfecte pentru un timp, ca atunci când sunteți îndrăgostit, dar în mod invariabil, această perfecțiune aparentă este distrusă atunci când certurile, conflictele, nemulțumirea, violența emoțională sau chiar fizică apar din ce în ce mai frecvent. Se pare că cele mai multe relații de dragoste devin în scurt timp relații de dragoste-ură. Dragostea se poate transforma instantaneu într-un atac violent, în sentimente de ostilitate sau în dispariția totală a afecțiunii. Acest lucru este considerat normal. Dacă în relațiile dumneavoastră trăiți experiența dragostei, dar și opusul ei, atac, violență emoțională și așa mai departe, atunci este foarte probabil să confundați atașamentul sinelui fals și dependența cu dragostea. Nu este posibil să vă iubiți acum partenerul pentru ca o clipă mai târziu să-l atacați. Dragostea adevărată nu cunoaște contrariu. Dacă dragostea dumneavoastră are un pol opus, atunci nu este dragoste, ci o dorință puternică a sinelui fals de a avea un sentiment de identitate mai complet și mai profund, o nevoie satisfăcută temporar de cealaltă persoană. Este substitutul sinelui fals pentru salvare și pentru o scurtă perioadă de timp ne simțim aproape salvați. Dar vine un moment când partenerul se comportă într-un mod care nu mai răspunde nevoilor dumneavoastră sau nevoilor sinelui fals mai degrabă. Sentimentele de frică, durere și lipsă, care sunt o parte intrinsecă a conștiinței egocentrice și care fuseseră acoperite de relația de dragoste, revin acum la suprafață. Ca în cazul oricărei dependențe, sunteți în extaz atunci când drogul este disponibil, dar vine invariabil un timp când drogul nu-și mai face efectul. Când acele sentimente dureroase reapar, le simțiți și mai puternic decât înainte și, mai mult decât atât, acum vă percepeți partenerul ca fiind cauza acelor sentimente. Acest lucru înseamnă că le proiectați în exterior și le atacați pe celălalt cu toată violența care face parte din durerea dumneavoastră. Acest atac poate trezi durerea partenerului dumneavoastră și e posibil ca el sau ea să vă răspundă la atac. În acest moment, sinele fals speră încă, în mod inconștient, că atacul său sau încercările sale de manipulare vor fi o pedeapsă suficient de mare pentru a-l determina pe partener să schimbe comportamentul pentru a-l putea folosi din nou ca să vă ascundă durerea. Acesta este motivul pentru care, în relațiile intime, după ce euforia inițială a trecut, există atât de multă nefericire, atât de multă durere. Nu relațiile sunt cauza durerii și a nefericirii. Ele doar aduc la lumină nefericirea care există deja în dumneavoastră. Orice dependență o face. Orice dependență ajunge la un punct în care nu vă mai satisface și atunci vă simțiți durerea mai intens decât oricând. Acesta este unul dintre motivele pentru care majoritatea oamenilor încearcă mereu să evadeze din prezent și caută un fel de salvare în viitor. Primul lucru cu care s-ar putea confrunta dacă s-ar concentra asupra clipei de acum este propria lor durere și acesta este lucrul de care se tem. Dacă ar ști numai cât de ușor este să ai acces în acum la puterea prezenței, care face să se dizolve trecutul și durerea lui, la realitatea care dizolvă iluzia. Dacă ar ști numai cât de aproape se află de propria realitate, cât de aproape se află de Dumnezeu. Nici evitarea relațiilor dintr-o încercare de a evita durerea nu este o soluție. Durerea există acolo oricum. Există o mare probabilitate ca trei relații eșuate în tot atâția ani să vă oblige să vă treziți mai degrabă decât 3 ani petrecuți pe o insulă pustie sau închis în camera dumneavoastră. Dar dacă puteți fi intens prezent în singurătatea dumneavoastră și acest lucru ar putea funcționa. De la relații de dependență la relații iluminate. Indiferent dacă trăiți singur sau aveți un partener, cheia rămâne aceasta.
Să fiți prezent și să vă intensificați prezența printr-o și mai profundă concentrare a atenției în clipa acum. Pentru ca iubirea să înflorească, este nevoie ca lumina prezenței dumneavoastră să fie suficient de puternică, în așa fel încât gândirea sau corpul durere să nu poată prelua controlul și să le confundați cu cine sunteți de fapt. Conștientizarea faptului că ești ființa din spatele gândirii, liniștea din spatele zgomotului mental, iubirea și bucuria din spatele durerii, înseamnă libertate, salvare, iluminare. Să anulezi identificarea cu corpul durere înseamnă să aduci prezență în durere și în acest fel să o transformi. Anularea identificării cu gândirea înseamnă a fi observatorul tăcut al gândurilor și al comportamentului și mai ales al tiparelor repetitive de gândire și al rolurilor jucate de către ego. Dacă nu o mai investiți cu identitate, mintea își pierde trăsătura compulsivă, care fundamental înseamnă impulsul compulsiv de a judeca și de a opune rezistență față de ceea ce este, lucru care creează conflict, dramă și noi dureri. De fapt, în momentul în care critica încetează, prin acceptarea realității existente, v-ați eliberat de minte. Ați făcut loc iubirii, bucuriei și păcii. Puneți mai întâi capăt criticii de sine, opriți-vă apoi din a vă judeca partenerul. Cel mai puternic catalizator pentru transformarea unei relații este acceptarea totală a partenerului așa cum este, fără a simți nevoia de a-l judeca și a-l schimba în vreun fel. Aceasta vă duce imediat dincolo de ego. Toate jocurile mentale și toată dependența au luat atunci sfârșit. Nu mai există victime și nici făptași, nici acuzatori sau acuzați. Acesta este, de asemenea, sfârșitul oricărei codependențe, al faptului de a fi atras în tiparul inconștient al altcuiva, permițându-i în acest fel perpetuarea. Atunci, ori vă veți despărți în dragoste, ori veți pătrunde împreună și mai profund în clipa acum în ființă. Poate fi chiar atât de ușor? Da, chiar este atât de ușor. Iubirea este o stare a ființei. Iubirea nu se află în afară, ci în adâncul dumneavoastră. Nu o puteți pierde și nu vă poate părăsi. Nu depinde de vreun alt corp, de vreo formă exterioară. În liniștea prezenței, voi puteți simți propria realitate atemporală și fără formă, ca viață nemanifestată care vă animă forma fizică. Apoi, puteți simți aceeași viață în adâncul fiecărui om și al fiecărei ființe. Priviți dincolo de vălul formei și separării. Acest lucru este realizarea unității. Acest lucru este iubirea. Deși scurte străfulgerări de iubire sunt posibile, ea nu poate înflori decât dacă sunteți permanent liberi de identificarea cu mintea, iar prezența dumneavoastră este suficient de intensă încât să fi dizolvat corpul durere sau puteți cel puțin să rămâneți prezent ca observator. Corpul durere nu mai poate prelua atunci controlul asupra dumneavoastră, distrugând astfel dragostea. Relațiile ca practică spirituală. Pentru că oamenii s-au identificat din ce în ce mai mult cu mințile lor, cele mai multe relații nu își au rădăcinile în ființă și se transformă într-o sursă de durere, devenind astfel dominate de probleme și conflicte. Dacă relațiile alimentează cu energie și amplifică tiparele minții egocentrice și activează corpul durere, așa cum se întâmplă acum, de ce să nu acceptați acest fapt în loc să încercați să scăpați de el? De ce să nu cooperați cu el în loc să evitați relațiile sau să continuați să urmăriți fantoma partenerului ideal ca răspuns la problemele dumneavoastră sau ca un mijloc de a vă simți împlinit? Odată cu recunoașterea și acceptarea faptelor, apare și un anumit grad de libertate în raport cu ele. De exemplu, atunci când știți că există o lipsă de armonie și păstrați această cunoaștere, datorită cunoașterii dumneavoastră a apărut un factor nou și lipsa de armonie nu poate rămâne neschimbată. Când știți că nu aveți pace, conștiința acestui lucru creează un spațiu de liniște care înconjoară lipsa dumneavoastră de pace într-o îmbrățișare iubitoare și afectuoasă, care transformă apoi lipsa de pace în pace.
Nu puteți face nimic în ceea ce privește transformarea interioară. Nu vă puteți transforma pe dumneavoastră înșivă și, în mod cert, nu vă puteți schimba partenerul sau pe oricine altcineva. Tot ce puteți face este să creați spațiul în care transformarea să poată avea loc, unde pot intra grația și iubirea. Așa că, ori de câte ori relația dumneavoastră nu merge bine, ori de câte ori aduce la suprafață nebunia din dumneavoastră și din partener, bucurați-vă! Ceea ce era inconștient este adus la lumină. Este o oportunitate de a vă elibera. În fiecare moment, păstrați conștiința momentului, mai ales conștiința stării dumneavoastră interioare. Dacă există furie, fiți conștient de furie. Dacă există gelozie, sentimente defensive, nevoia de ceartă, de a avea dreptate, dacă există copilul interior care cere dragoste și atenție, sau dacă există durere emoțională de orice fel, orice ar fi, fiți conștient de realitatea momentului și păstrați cunoașterea. Relația devine atunci sadhana dumneavoastră, practica dumneavoastră spirituală. Dacă observați comportament inconștient în partenerul dumneavoastră, cuprindeți-l în îmbrățișarea iubitoare a cunoașterii dumneavoastră, în așa fel încât să nu reacționați. Inconștiența și cunoașterea nu pot coexista pentru mult timp, chiar dacă numai celălalt deține această cunoaștere și nu și cel care manifestă inconștiența. Pentru forma de energie din spatele ostilității și a atacului, prezența dragostei este de nesuportat. Dacă reacționați sub orice formă la inconștiența partenerului, deveniți și dumneavoastră inconștient. Dar când vă amintiți să vă observați propria reacție, nimic nu este pierdut. Niciodată nu au fost relațiile atât de pline de probleme și de conflicte ca acum. După cum poate ați remarcat, relațiile nu există pentru a vă face fericit sau pentru a vă aduce împlinirea. Dacă veți continua să urmăriți țelul salvării dumneavoastră printr-o relație, veți fi deziluzionat de fiecare dată. Dar dacă acceptați că relația există pentru a vă face conștient și nu fericit, atunci relația vă va oferi salvarea și vă veți alinia conștiinței superioare care vrea să se nască în această lume. Cei care vor continua să se agațe de vechile lor tipare vor avea parte de tot mai multă durere, violență, confuzie și nebunie. De câți oameni este nevoie pentru a vă transforma viața într-o practică spirituală? Nu contează dacă partenerul nu va coopera. Sănătatea mentală, conștiința, poate intra în această lume numai prin dumneavoastră. Nu aveți nevoie să așteptați ca lumea să devină sănătoasă sau ca altcineva să devină conștient înainte ca dumneavoastră să realizați iluminarea. S-ar putea să așteptați pe vecie. Nu vă acuzați unul pe altul de inconștiență. În momentul în care începeți să vă certați, v-ați identificat cu o poziție mentală și apărați acum nu numai acea poziție, ci și sentimentul de sine. Sinele fals a preluat controlul. Ați devenit inconștient. În anumite momente, e poate indicat să menționați anumite aspecte ale comportamentului partenerului dumneavoastră. Dacă sunteți foarte vigilent, foarte prezent, o puteți face fără ca sinele fals să fie implicat, fără să învinovățiți, să acuzați, să încercați, să-l convingeți pe celălalt că greșește. Când partenerul are un comportament inconștient, abandonați orice critică. Critica înseamnă fie confundarea comportamentului inconștient al altuia cu sinele său real, fie proiectarea propriei inconștiențe asupra celuilalt și confundarea ei cu acea persoană. Renunțarea la critică nu înseamnă că nu recunoașteți disfuncționalitatea sau inconștiența atunci când o întâlniți. Înseamnă a fi cunoașterea în loc de a fi reacția și judecătorul. Atunci, fie veți fi complet liber de orice reacție, fie veți reacționa fiind cunoașterea spațiul în care reacția este observată și în care îi se permite să existe. În loc să luptați împotriva întunericului, aduceți lumină. În loc să reacționați la iluzie, vedeți iluzia și în același timp vedeți dincolo de ea.
Conștiința creează un spațiu limpede de prezență iubitoare care permite tuturor lucrurilor și tuturor oamenilor să fie cum sunt. Nu există catalizator mai puternic pentru transformare. Dacă practicați acest lucru, partenerul nu poate rămâne lângă dumneavoastră continuând să fie inconștient. Dacă sunteți amândoi de acord ca relația să vă fie practică spirituală, cu atât mai bine. Astfel, vă puteți exprima unul față de altul gândurile, sentimentele și reacțiile chiar în momentul în care acestea apar, pentru a nu se crea un gol temporal în care emoția sau durerea neexprimată și nerecunoscută se poate agrava și amplifica. Învățați să exprimați ceea ce simțiți fără să învinovățiți. Învățați să vă ascultați partenerul într-un mod deschis, nedefensiv. Acordați-i partenerului spațiu pentru a se putea exprima. Fiți prezent. Acuzarea, apărarea, atacul, toate acele tipare care sunt proiectate pentru a întări, a proteja sau a răspunde cerințelor sinelui fals, vor deveni astfel inutile. Să acordați spațiu atât altora cât și dumneavoastră înșivă este de o importanță vitală. În lipsa spațiului, dragostea nu poate înflori. Când ați îndepărtat cei doi factori care distrug relația, deci atunci când ați transmutat corpul durere și nu vă mai identificați cu mintea și cu pozițiile mentale, și după ce același lucru a fost făcut și de către partenerul dumneavoastră, veți trăi fericirea unei relații înfloritoare. În loc să oglindiți durerea și inconștiența celuilalt, în loc să vă satisfaceți reciproc dorințele de dependență ale falsului sine, veți reflecta unul în celălalt dragostea adâncă pe care o simțiți, acea iubire care apare odată cu conștiința unității cu tot ceea ce există. Aceasta este iubirea care nu are contrariu. Dacă partenerul dumneavoastră se află încă în starea de identificare cu mintea și cu corpul durere, în timp ce dumneavoastră v-ați eliberat deja, aceasta va reprezenta o provocare majoră, nu pentru dumneavoastră, ci pentru partener. Nu este ușor să trăiești lângă cineva care a atins iluminarea sau, mai degrabă, este atât de ușor încât sinele fals se simte extrem de amenințat. Amintiți-vă că falsul sine are nevoie de probleme, conflict și dușman pentru a-și întări sentimentul de separare de care depinde identitatea lui. Mintea partenerului care nu a atins iluminarea devine profund frustrată pentru că pozițiilor sale fixe nu li se opune rezistență, ceea ce înseamnă că devin nesigure și slabe și există chiar și pericolul ca ele să se prăbușească de tot, ceea ce înseamnă pierderea sentimentului de sine. Corpul durere cere un feedback pe care nu-l primește. Nu îi se răspunde nevoii de ceartă, dramă și conflict. Renunțați la relația cu propria persoană. Iluminați sau nu, sunteți bărbat sau femeie, iar la nivelul formei nu sunteți complet. Sunteți o jumătate dintr-un întreg. Faptul de a nu fi complet duce la atracția între bărbat și femeie, la atracția către polul opus de energie, indiferent de cât de conștient ați fi. Dar în starea de conectare interioară simțiți această atracție undeva la suprafață sau la periferia vieții. Acest lucru nu înseamnă că nu interacționați în mod profund cu alți oameni sau cu partenerul dumneavoastră. De fapt, puteți interacționa în mod profund numai atunci când sunteți conștient de ființă. Venind din ființă, sunteți capabil să priviți dincolo de vălul formei. În ființă, masculinul și femininul sunt una. Forma dumneavoastră poate continua să aibă anumite nevoi, dar ființa nu cunoaște nicio nevoie. Este deja completă și întreagă. E frumos atunci când acelor nevoi le se răspunde, dar pentru starea interioară profundă nu contează dacă sunt satisfăcute sau nu. Așa că este perfect posibil ca o persoană care a atins iluminarea, atunci când nevoia ei de polaritate masculină sau feminină nu este satisfăcută, să aibă un sentiment de lipsă sau de neîmplinire la nivelul superficial al ființei și în același timp să se simtă absolut completă, împlinită și împăcată.
Dacă nu vă puteți simți în păcat atunci când sunteți singur, veți căuta o relație pentru a vă acoperi sentimentul de disconfort. Puteți fi sigur că această formă de disconfort va reapărea într-o formă sau alta în relație și că vă veți considera probabil partenerul răspunzător pentru acest lucru. Tot ce trebuie să faceți este să acceptați pe deplin acest moment. Atunci vă veți simți bine aici și acum și veți fi împăcat cu propria persoană. Dar este oare nevoie să aveți o relație cu propria persoană? De ce nu puteți fi pur și simplu dumneavoastră? Când aveți o relație cu propria persoană, v-ați împărți deja în două, eu și eu însumi, subiect și obiect. Această dualitate creată de minte este cauza fundamentală a complexității inutile, a tuturor problemelor și a conflictelor din viața dumneavoastră. În starea de iluminare sunteți dumneavoastră, dumneavoastră și sinele dumneavoastră devin una. Nu vă mai judecați pe dumneavoastră înșivă, nu vă mai plângeți de milă, nu vă iubiți, nu vă urâți, etc. Ruptura cauzată de conștiința autoreflexivă e vindecată, iar blestemul ei înlăturat. Nu există niciun sine pe care trebuie să-l mai protejați, să-l apărați sau să-l hrăniți. Când atingeți iluminarea, o singură relație nu va mai exista, relația cu propria persoană. Odată ce ați renunțat la ea, toate celelalte relații vor fi relații de iubire. Partea a treia. Acceptarea și abandonarea. Când vă abandonați în fața a ceea ce există și deveniți astfel pe deplin prezent, trecutul încetează să mai aibă vreo putere. Dimensiunea ființei, care fusese acoperită de către minte, se deschide. Vă invadează brusc o liniște adâncă și o pace de nepătruns. Și în acea pace este bucurie extraordinară. Și în acea bucurie este dragoste. Și în miezul cel mai intim este sacrul, incomensurabilul, cel ce nu poate fi numit. Capitolul 8. Acceptarea clipei acum. Efemeritate și ciclurile vieții. Există cicluri ale succesului, când lucrurile merg bine și prosperă, și cicluri ale eșecului, când lucrurile se năruiesc și se dezintegrează. E nevoie să le lăsați să dispară ca să creați spațiul în care să apară lucruri noi ori să se producă transformarea. Dacă în acel moment vă agățați de lucruri și vă opuneți, înseamnă că refuzați să urmați cursul vieții și veți suferi. Distrugerea este necesară pentru ca o nouă creștere să poată avea loc. Un ciclu nu poate exista fără celălalt. Ciclul descendent este absolut esențial pentru realizarea spirituală. Trebuie să fi cunoscut un eșec profund la un anumit nivel sau să fi suferit o pierdere gravă sau o mare durere pentru a te simți atras de dimensiunea spirituală. Sau poate chiar succesul însuși a devenit gol și lipsit de înțeles și în acest fel s-a transformat într-o pierdere. Eșecul se găsește ascuns în fiecare succes și succesul în fiecare eșec. În această lume, adică la nivelul formelor, oricine cunoaște mai devreme sau mai târziu eșecul, și în ultimă instanță, orice realizare se transformă în nimic. Toate formele sunt efemere. Puteți fi în continuare activ, manifestând și creând noi forme și condiții, dar nu vă veți identifica cu ele. Nu este nevoie ca acestea să vă ofere un sentiment de identitate. Ele nu sunt viața dumneavoastră, sunt numai situația dumneavoastră de viață. Un ciclu poate dura oricât, de la câteva ore la câțiva ani. Sunt cicluri lungi și în interiorul acestora cicluri scurte. Multe boli sunt create din cauza împotrivirii față de ciclurile cu un nivel scăzut de energie, care sunt de o importanță vitală pentru regenerare. Impulsul compulsiv de a face și tendința de a vă deriva valoarea de sine și identitatea din factori exteriori, precum realizările, este o iluzie inevitabilă atât timp cât vă identificați cu mintea. Identificarea face să vă fie greu sau chiar imposibil să acceptați ciclurile negative și să le permiteți să existe. Astfel, inteligența organismului poate prelua controlul ca o măsură de autoprotecție
și creează o boală pentru a vă determina să vă opriți în așa fel încât regenerarea necesară să poată avea loc. Atât timp cât mintea dumneavoastră evaluează o situație ca fiind bună, indiferent dacă este vorba de o relație, o posesiune, un rol social, un loc sau corpul dumneavoastră fizic, mintea se agață și se identifică cu ea. Vă face fericit, vă face să aveți o părere bună despre sine și poate deveni o parte din cine sunteți sau din cine credeți că sunteți. Dar nimic nu durează în această dimensiune, unde totul e mâncat de moli și rugină. Orice se sfârșește sau se transformă sau poate suferi o schimbare de polaritate. Aceeași situație care ieri sau anul trecut era bună, s-a transformat brusc sau treptat într-una rea. Lucrul care v-a făcut fericit vă face acum nefericit. Prosperitatea de astăzi devine consumul sterp de mâine. Nunta fericită și luna de miere devin divorțul sau conviețuirea nefericită. Sau dispare o situație, iar absența ei vă face nefericit. Când o stare sau o situație de care mintea s-a atașat și cu care s-a identificat se schimbă sau dispare, mintea nu va fi în stare să accepte. Se va agăța de starea care dispare și se va opune schimbării. Este aproape ca și cum vi s-ar fi smuls un mădular din trup. Aceasta înseamnă că fericirea și nefericirea dumneavoastră sunt de fapt una. Numai iluzia timpului le separă. Când nu opui rezistență vieții, te afli într-o stare de grație, de pace și naturalețe. Această stare nu mai are nevoie ca lucrurile să fie într-un anume fel, bune sau rele. Pare aproape paradoxal și totuși când dependența interioară față de forme nu mai există, condițiile exterioare ale vieții dumneavoastră tind să se îmbunătățească considerabil. Lucruri, oameni sau condiții despre care ați crezut că vă sunt necesare pentru a fi fericit, vin acum spre dumneavoastră, fără luptă și fără efort, și sunteți astfel liber să vă bucurați de ele și să le apreciați atât timp cât vor dura. Și aceste lucruri vor trece, desigur, ciclurile vin și pleacă, dar când nu mai există dependență, nu mai există nici frică de pierdere. Viața curge lin. Fericirea, derivată dintr-o sursă secundară, nu este niciodată foarte profundă. Este numai o reflexie palidă a bucuriei ființei, a păcii vibrante pe care o găsiți în interior, în starea de abandonare de sine. Ființa vă poartă dincolo de polaritățile minții și vă eliberează de dependența de formă. Chiar dacă totul s-ar prăbuși și s-ar fărâma în jurul dumneavoastră, tot ați simți un miez interior de pace profundă. Poate nu veți fi fericit, dar veți avea pace. Folosirea și abandonarea negativismului. Orice rezistență interioară este trăită ca o formă sau alta de negativism. Orice negativism este rezistență. În contextul acesta, cele două cuvinte sunt aproape sinonime. Negativismul merge de la iritare sau nerăbdare la furie, feroce, de la o stare depresivă sau resentimente neexprimate, la disperarea sinuciderii. Rezistența declanșează uneori corpul durere emoțional, caz în care chiar și o situație minoră poate produce un negativism intens, precum furia, deprimarea sau suferința profundă. Falsul sine crede că prin negativism poate manipula realitatea și poate obține ceea ce își dorește. Crede că prin negativism poate atrage o situație dezirabilă sau o poate face să dispară pe cea indezirabilă. Dacă dumneavoastră, mintea, nu ați fi crezut că nefericirea are efect, de ce ați mai crea-o? Adevărul este, desigur, că negativismul nu are niciun efect. În loc să atragă o situație dezirabilă, o împiedică să apară. În loc să dizolve situația indezirabilă, o continuă. Singura funcție folositoare pe care o are negativismul este aceea de a întări sinele fals și de aceea falsul sine îl îndrăgește. Odată ce v-ați identificat cu o anumită formă de negativism, nu mai doriți să renunțați la ea, și la un nivel profund inconștient, nu vă doriți o schimbare pozitivă.
Aceasta va amenința identitatea de persoană depresivă, nervoasă sau nedreptățită. Atunci veți ignora, nega sau sabota lucrurile pozitive din viața dumneavoastră. Este un fenomen obișnuit și totuși este o nebunie. Observați orice plantă sau orice animal și lăsați-le să vă învețe ce înseamnă acceptarea a ceea ce este și abandonarea de sine în clipa de acum. Lăsați-le să vă învețe ființa. Lăsați-le să vă învețe integritatea, să fii întreg, să fii tu însuți, să fii real. Lăsați-le să vă învețe cum să trăiți și să muriți și cum să nu transformați viața și moartea într-o problemă. Emoțiile negative recurente conțin uneori un mesaj, la fel ca și boala. Dar orice schimbări ați face, indiferent dacă au legătură cu slujba pe care o aveți, sau cu relațiile dumneavoastră, sau cu mediul în care vă aflați, vor fi numai schimbări cosmetice, dacă nu apar dintr-o schimbare a nivelului de conștiință. Iar schimbarea nivelului de conștiință înseamnă un singur lucru: să deveniți mai prezent. Când ați atins un anumit nivel de prezență, nu mai aveți nevoie de negativism pentru a ști care sunt lucrurile de care aveți nevoie în situația dumneavoastră de viață. Dar atât timp cât negativismul este prezent, folosiți-l. Folosiți-l ca pe un semnal care vă reamintește să deveniți mai prezent. Ori de câte ori simțiți negativismul apărând în interiorul dumneavoastră, indiferent dacă este cauzat de un factor exterior, de un gând sau de un alt lucru de care nu sunteți conștient, considerați-l a fi vocea care vă spune: atenție, aici și acum, trezește-te, ieși din minte, fii prezent. Chiar și cea mai ușoară formă de iritare e semnificativă și trebuie recunoscută și observată. Altfel, se va produce o acumulare crescândă de reacții neobservate. Poate sunteți capabil să renunțați la negativism atunci când vă dați seama că nu doriți să aveți acest câmp de energie în interiorul dumneavoastră și că nu servește niciunui scop. Dar asigurați-vă că renunțați la el în totalitate. Dacă nu îl puteți abandona, acceptați că există și concentrați-vă atenția asupra sentimentului. O alternativă pentru renunțarea la o reacție negativă este să vă imaginați că deveniți transparent față de cauza externă a reacției, făcând-o astfel să dispară. Vă recomand să folosiți acest exercițiu pentru evenimente minore, chiar neînsemnate. Să presupunem că stați liniștit acasă. Brusc, se aude sunetul ascuțit de la alarma unei mașini din stradă. Apare un sentiment de iritare. Care este scopul sentimentului de iritare? Absolut niciunul. De ce l-ați creat? N-ați făcut-o dumneavoastră, mintea l-a creat. S-a produs absolut automat, total inconștient. De ce a creat mintea acest sentiment? Pentru că deține credința inconștientă că rezistența ei, ceea ce dumneavoastră trăiți ca negativism sau nefericire, într-o formă sau alta, va face cumva să dispară situația indezirabilă. Aceasta este, bineînțeles, o iluzie. Rezistența pe care o creează în acest caz sentimentul de iritare sau de enervare este cu mult mai supărătoare decât cauza inițială pe care încearcă să o dizolve. Toate aceste lucruri pot fi transformate în practică spirituală. Simțiți că deveniți transparent, ca și cum nu ați mai avea soliditatea corpului material. Acum permiteți zgomotului sau oricărui lucru care provoacă o reacție negativă să treacă pur și simplu prin dumneavoastră. Nu se mai izbește de un perete solid în interiorul dumneavoastră. După cum am spus, exersați mai întâi cu lucruri minore, cu alarma de la mașină, cu lătratul câinelui, cu țipetele copiilor, cu blocajul din trafic. În loc să aveți un perete de rezistență în interiorul dumneavoastră, de care se lovesc constant și dureros lucrurile care n-ar trebui să se întâmple, lăsați totul să treacă prin dumneavoastră. Cineva vă spune un lucru grosolan sau cu intenția de a vă răni.
În loc să recurgeți la reacția inconștientă și negativă, precum atacul, apărarea sau închiderea în sine, lăsați totul să treacă prin dumneavoastră. Nu opuneți rezistență. Este ca și cum nu ar mai exista nimeni care poate fi rănit. Aceasta este iertarea. În acest fel deveniți invulnerabil. Puteți în continuare să-i spuneți acelei persoane că se comportă inacceptabil dacă aceasta este alegerea dumneavoastră. Dar ea nu mai are puterea să vă controleze starea interioară. Propria dumneavoastră putere acționează, nu puterea altcuiva asupra dumneavoastră. Nici nu mai sunteți controlat de minte. Indiferent dacă este vorba de alarma mașinii, de o persoană nepoliticoasă, de inundații, de un cutremur sau de pierderea tuturor bunurilor materiale, mecanismul de rezistență este același. Deocamdată căutați în exterior și nu vă puteți opri din căutare. Poate că următorul seminar vă va aduce răspunsul, poate o nouă tehnică. Eu vă pot spune. Nu căutați pacea. Nu căutați nicio altă stare decât cea în care sunteți acum. Pentru că altfel veți crea conflict interior și rezistență inconștientă. Iertați-vă atunci când nu sunteți în păcat. Atunci când acceptați total lipsa dumneavoastră de pace, aceasta se transformă în pace. Orice acceptați pe deplin, vă duce acolo, vă dăruiește pacea. Aceasta este miracolul abandonării. Când acceptați ceea ce este, fiecare moment devine cel mai bun moment. Aceasta este iluminarea. Natura compasiunii. Trecând dincolo de polaritatea creată de minte, deveniți asemenea unui lac adânc. Situația externă a vieții dumneavoastră, orice se petrece în exterior, este suprafața lacului. Uneori calmă, alteori furtunoasă și agitată de vânt, în concordanță cu ciclurile și anotimpurile. În adânc, însă, lacul rămâne mereu netulburat. Dumneavoastră sunteți întregul lac, nu numai suprafața, și sunteți în contact cu propria adâncime care rămâne absolut nemișcată. Nu vă opuneți schimbării agățându-vă mental de o situație. Pacea dumneavoastră interioară nu depinde de ea. Rămâneți în ființă, neschimbătoare, atemporală, nemuritoare și nu mai depindeți pentru împlinire și fericire de lumea exterioară a formelor mereu schimbătoare. Vă puteți bucura de ele, vă puteți juca cu ele, puteți crea forme noi, puteți aprecia frumusețea a tot ce există. Dar nu va mai exista nevoia de a vă atașa de niciuna dintre ele. Atât timp cât nu sunteți conștient de ființă, nu veți sesiza realitatea celorlalți oameni pentru că nu v-ați găsit propria realitate. Formele lor vor plăcea sau vor displăcea minții dumneavoastră, formele incluzând nu numai corpurile, ci și mințile lor. Relația autentică devine posibilă numai când există conștiința ființei. Venind din ființă, veți percepe corpul și mintea altei persoane, ca și cum ar fi un ecran în spatele căruia, veți simți realitatea lor adevărată, așa cum o simțiți și pe a dumneavoastră. În felul acesta, când vă confruntați cu suferința sau cu comportamentul inconștient al altei persoane, rămâneți prezent și în contact cu ființa și puteți astfel privi dincolo de formă și puteți simți ființa luminoasă și pură prin propria dumneavoastră ființă. La nivelul ființei, orice suferință este recunoscută ca iluzie. Suferința este cauzată de identificarea cu forma. Prezența acestei înțelegeri provoacă uneori vindecări miraculoase prin trezirea conștiinței ființei în alții atunci când aceștia sunt pregătiți. Compasiunea este conștiința unei legături adânci între dumneavoastră și toate ființele. Data viitoare când veți spune nu am nimic în comun cu această persoană, amintiți-vă că aveți extraordinar de mult în comun. Peste numai câțiva ani, 2 sau 70 de ani, nu contează prea mult, amândoi veți deveni cadavre în descompunere, apoi grămezi de praf, iar apoi absolut nimic.
Adevărul acesta ne trezește și ne face să devenim mai umili, fără a lăsa prea mult loc mândriei. Este acesta un gând negativ? Nu, este un fapt. De ce să închideți ochii în fața lui? În acest sens, există o egalitate totală între dumneavoastră și orice altă ființă. Una dintre cele mai puternice practici spirituale este meditația profundă asupra morții formelor fizice, inclusiv a dumneavoastră. Se numește a muri înainte de moarte. Pătrundeți adânc în această meditație. Forma dumneavoastră fizică se dizolvă, nu mai există. Apoi vine un moment când toate formele mentale sau gândurile mor și ele. Sunteți încă aici, prezența divină din dumneavoastră, luminoasă, pe deplin trează. Nimic din ce a fost real nu a murit vreodată, ci numai nume, forme și iluzii. La acest nivel profund, compasiunea devine vindecătoare în cel mai larg sens. În această stare, influența vindecătoare nu este bazată pe fapte, ci pe ființare. Oricine intră în contact cu dumneavoastră va fi atins de prezență și va fi influențat de pacea pe care o emanați, fie că este conștient de aceasta sau nu. Când sunteți pe deplin prezent și oamenii din jurul dumneavoastră manifestă comportament inconștient, nu veți mai simți nevoia să reacționați, așa că nu acordați inconștienței vreo realitate. Pacea dumneavoastră este atât de vastă și de profundă, încât orice nu este pace dispare în ea ca și cum nu ar fi existat vreodată. Se sparge astfel ciclul karmic de acțiune și reacție. Animalele, copacii, florile vă simt prezența și răspund la ea. Îi învățați pe ceilalți prin ființare, arătându-le pacea lui Dumnezeu. Deveniți lumina lumii, o emanație a conștiinței pure și astfel eliminați suferința la nivelul cauzei. Eliminați inconștiența din lume. Înțelepciunea abandonării. Calitatea conștiinței dumneavoastră din acest moment este factorul determinant al viitorului pe care îl veți trăi. Așa că abandonarea de sine este cel mai important lucru pe care îl puteți face pentru a produce schimbări pozitive. Orice acțiune pe care o întreprindeți are o semnificație secundară. Nicio acțiune cu adevărat pozitivă nu poate apărea dintr-o stare de împotrivire a conștiinței. Pentru unii oameni, abandonarea poate avea conotații negative, implicând eșecul, renunțarea, incapacitatea de a face față provocărilor vieții, starea de letargie și așa mai departe. Însă, adevărata abandonare este ceva complet diferit. Nu înseamnă să te împaci la modul pasiv cu orice situație în care te afli și să nu mai faci nimic în această privință. Nu înseamnă nici să te oprești din a mai face planuri și din a întreprinde acțiuni pozitive. Abandonarea este înțelepciunea simplă, dar profundă, care înseamnă a accepta cursul vieții și a nu îi te opune. Singurul loc unde poți simți cursul vieții este momentul acum. Așa că abandonarea este acceptarea momentului prezent în mod necondiționat și fără rezerve. Înseamnă abandonarea rezistenței interioare față de ceea ce este. Rezistența interioară înseamnă a spune nu față de ceea ce este prin critici mentale și prin negativism emoțional. Aceasta devine mai pronunțată, mai ales când lucrurile merg prost, ceea ce înseamnă că există o prăpastie între cererile sau așteptările rigide ale minții și ceea ce există. Aceasta este prăpastia de durere. Dacă ați avut o viață suficient de lungă, știți că lucrurile merg prost destul de des. Tocmai în aceste momente este nevoie să practicați abandonarea dacă doriți să eliminați durerea și suferința din viața dumneavoastră. Acceptarea a ceea ce este vă eliberează imediat de identificarea cu mintea și vă reconectează astfel la ființă. Rezistența este mintea. Abandonarea este un fenomen pur interior. Nu înseamnă că la nivelul exterior nu mai puteți acționa și schimba situația. De fapt, nu întreaga situație este cea care trebuie acceptată când vă abandonați, ci numai minusculul segment numit acum.
De exemplu, dacă v-ați afla undeva împotmolit în noroi, nu ați spune: bine, mă resemnez în fața prezentului că sunt împotmolit în noroi. Resemnarea nu este abandonare. Nu este nevoie să acceptați o situație de viață indezirabilă sau neplăcută. Nu este nevoie nici să vă amăgiți și să spuneți că totul este bine. Nu, recunoașteți pe deplin că vreți să ieșiți din respectiva situație. Apoi, vă restrângeți atenția la momentul prezent, fără a-l eticheta mental în niciun fel. Aceasta înseamnă că nu judecați clipa de acum. De aceea, nu există rezistență, nici negativism emoțional. Acceptați calitatea acestui moment. Apoi, acționați și faceți tot ce vă stă în putință pentru a ieși din această situație. Acest mod de a acționa îl numesc acțiune pozitivă. Acțiunea pozitivă este cu mult mai eficientă decât acțiunea negativă, care apare din furie, din disperare sau din frustrare. Continuați să practicați abandonarea până obțineți rezultatul dorit, evitând să etichetați clipa acum. Permiteți-mi să vă ofer o analogie vizuală care ilustrează ceea ce vreau să spun. Mergeți noaptea pe o potecă, înconjurat de o ceață groasă. Dar aveți o lanternă bună care trece prin ceață și creează un spațiu îngust și clar în fața dumneavoastră. Ceața este situația dumneavoastră de viață care include trecutul și viitorul. Lanterna este prezența dumneavoastră conștientă. Spațiul clar este clipa de acum. Împotrivirea vă întărește forma psihologică. Cochilia falsului sine, ceea ce creează un profund sentiment de separație. Lumea înconjurătoare și în mod special oamenii încep să fie percepuți ca o amenințare. Apare impulsul compulsiv de natură inconștientă de a-i distruge pe ceilalți prin critică, la fel cum apare și nevoia de a concura și de a domina. Chiar și natura vă devine dușman, iar percepțiile și interpretările vă sunt guvernate de frică. Boala mentală, pe care o numim paranoia, este o formă puțin mai acută a acestei stări normale, dar disfuncționale de conștiință. Nu numai forma dumneavoastră psihologică, ci și forma fizică, corpul dumneavoastră, devine prin rezistență tare și rigid. Apare o stare de încordare în diferite părți ale corpului și corpul întreg se contractă. Circulația liberă a energiei vieții prin corp, care este esențială pentru o funcționare sănătoasă, este în mare măsură blocată. Exercițiile fizice și anumite forme de terapie fizică pot fi utile în restabilirea circulației de energie vitală, dar dacă nu practicați abandonarea în viața de zi cu zi, aceste lucruri pot duce numai la ameliorarea temporară a simptomelor, întrucât cauza, tiparul de rezistență, nu a fost îndepărtată. Există ceva în dumneavoastră care rămâne neafectat de circumstanțele trecătoare care formează situația dumneavoastră de viață și numai prin abandonare veți avea acces la acest lucru. Este viața dumneavoastră, propria ființă care există etern în dimensiunea temporală a prezentului. Dacă situația dumneavoastră de viață vi se pare nesatisfăcătoare sau chiar intolerabilă, numai prin abandonare veți putea să spargeți tiparul de rezistență inconștientă care perpetuează situația. Abandonarea este perfect compatibilă cu acțiunea, cu inițierea schimbării sau cu împlinirea obiectivelor. Dar în starea de abandonare, acțiunile dumneavoastră sunt animate de o energie total diferită, de o calitate diferită. Abandonarea vă reconectează la energia sursă a ființei, iar dacă ceea ce faceți este impregnat cu ființă, acțiunea în sine devine o celebrare plină de bucurie a energiei vieții, care vă poartă și mai adânc în acum. Când nu opuneți rezistență, calitatea conștiinței și, prin urmare, calitatea a tot ceea ce faceți, crește extraordinar de mult. Rezultatele vor veni de la sine și vă vor reflecta această calitate. Putem numi acest gen de acțiune acțiunea din starea de abandonare. În starea de abandonare, vedeți foarte limpede ce trebuie făcut
și acționați făcând câte un singur lucru pe rând și concentrându-vă asupra fiecărui lucru în parte. Învățați de la natură. Observați cum fiecare lucru se împlinește și cum miracolul vieții se dezvăluie fără nemulțumire sau nefericire. De aceea a spus Isus: luați seamă la crinii câmpului, cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Dacă întreaga situație de viață este nesatisfăcătoare sau neplăcută, extrageți din ea numai acest moment și abandonați-vă în fața a ceea ce este. Aceasta este lanterna care trece prin ceață. Atunci, starea dumneavoastră de conștiință încetează să mai fie controlată de condiții exterioare. Nu mai acționați pe baza reacției și a rezistenței. Apoi priviți datele concrete ale situației. Întrebați-vă: există vreun lucru pe care îl pot face pentru a schimba situația, pentru a o îmbunătăți sau pentru a ieși din ea? Dacă există, întreprindeți acțiunea potrivită. Nu vă gândiți la sutele de lucruri pe care va trebui sau s-ar putea să le aveți de făcut la un moment dat în viitor, ci la singurul lucru pe care îl puteți face acum. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să faceți niciun plan. Poate că stabilirea unui plan este singurul lucru pe care îl puteți face acum. Dar asigurați-vă că nu derulați filme mentale prin care vă proiectați necontenit în viitor, pierzând astfel clipa de acum. Se poate ca acțiunea pe care o întreprindeți să nu dea roade imediat. Până la acel moment, nu opuneți rezistență față de ceea ce este. Dacă nu este nicio acțiune pe care să o puteți întreprinde și nici nu puteți ieși din situația respectivă, atunci folosiți situația pentru a pătrunde mai adânc în starea de abandonare, mai adânc în acum, mai adânc în ființă. Când pătrundeți în această dimensiune atemporală a prezentului, schimbarea se produce deseori pe căi neobișnuite, fără un mare aport din partea dumneavoastră. Viața începe să vă ajute, devine cooperantă. Dacă factorii interiori, precum frica, vinovăția sau inerția, v-au împiedicat să acționați, aceștia se vor dizolva în lumina prezenței dumneavoastră conștiente. Nu confundați abandonarea cu atitudine de genul: nimic nu mă mai tulbură sau nu-mi mai pasă pur și simplu. Dacă priviți îndeaproape, veți descoperi că o astfel de atitudine este contaminată de negativism sub forma resentimentelor ascunse și nu este deloc abandonare, ci rezistență mascată. Când vă abandonați, îndreptați-vă atenția în interior spre a vedea dacă a mai rămas vreo urmă de rezistență. Fiți extrem de atent când o faceți, altfel un rest de rezistență poate continua să rămână ascuns într-un colț întunecat sub forma unui gând sau a unei emoții ascunse. De la energia minții la energie spirituală. Începeți prin a recunoaște că există rezistență. Fiți prezent când se întâmplă, atunci când rezistența apare. Observați cum mintea o creează, cum etichetează situația pe dumneavoastră înșivă și pe alții. Priviți procesul mental implicat, simțiți energia emoției. Observând rezistența, veți descoperi că nu servește niciunui scop. Prin concentrarea întregii dumneavoastră atenție asupra clipei de acum, aduceți în conștient rezistența de natură inconștientă și prin aceasta ea ia sfârșit. Nu puteți fi în același timp și conștient și nefericit și conștient și negativist. Negativismul sau suferința, sub orice formă ar apărea, înseamnă că există rezistență, iar rezistența este întotdeauna de natură inconștientă. De ce alegeți nefericirea? Și dacă nu ați ales-o, cum a apărut? Cărui scop servește? Cine o ține în viață? Chiar dacă sunteți conștient de sentimentele dumneavoastră de nefericire, adevărul este că v-ați identificat cu ele și le mențineți în viață prin gândire compulsivă. Totul se petrece în mod inconștient. Dacă ați fi fost conștient, ceea ce înseamnă o prezență totală în acum, tot negativismul ar dispărea aproape instantaneu. Nu ar putea supraviețui în prezența dumneavoastră.
poate supraviețui numai în absența dumneavoastră. Nici chiar corpul durere nu poate supraviețui pentru mult timp în prezența dumneavoastră. Voi mențineți suferința în viață, oferindu-i timp. Acesta este sângele ei vital. Îndepărtați timpul printr-o conștiință intensă a momentului prezent și corpul durere moare. Dar vă doriți să moară? Sunteți sătul cu adevărat? Cine ați mai fi fără el? Atât timp cât nu practicați abandonarea, dimensiunea spirituală este ceva despre care citiți, despre care vorbiți sau care vă entuziasmează, despre care scrieți cărți, la care vă gândiți, în care credeți sau nu, după caz. Nu are nicio importanță. Dimensiunea spirituală devine o realitate vie în viața dumneavoastră numai când vă abandonați. Când vă abandonați, energia pe care o emanați și care vă conduce viața are o frecvență de vibrație mult mai înaltă decât energia minții care conduce acum lumea. Prin abandonare, energia spirituală pătrunde în această lume. Nu provoacă suferință nici dumneavoastră înșivă, nici celorlalți oameni și nici vreunei alte forme de viață de pe planetă. Abandonarea în relații personale. Este adevărat că numai o persoană inconștientă va încerca să-i folosească sau să-i manipuleze pe ceilalți, dar este la fel de adevărat că numai o persoană inconștientă poate fi folosită și manipulată. Dacă opuneți rezistență și luptați împotriva comportamentului inconștient al celorlalți, deveniți și dumneavoastră inconștient. Dar abandonarea nu înseamnă că permite să fiți folosiți de oameni inconștienți. Absolut deloc. Este perfect posibil să spuneți într-un mod ferm și limpede nu unei persoane sau să părăsiți o situație și în același timp să vă aflați într-o stare complet lipsită de rezistență. Când spuneți nu unei persoane sau unei situații, lăsați răspunsul să vină din înțelegere și nu dintr-o reacție, din conștiința clară a ceea ce este rău sau bine pentru dumneavoastră în acel moment. Lăsați-l să fie un nu liber de reacție, un nu de o calitate înaltă, liber de orice negativism, pentru a nu crea astfel o nouă suferință. Dacă nu vă puteți abandona, acționați imediat. Exprimați-vă punctul de vedere sau faceți ceva care poate schimba situația sau ieșiți din ea. Asumați-vă responsabilitatea pentru propria viață. Nu poluați cu negativism ființa dumneavoastră interioară frumoasă și strălucitoare și nici pământul. Nu dați voie nefericirii sub orice formă ar apărea să-și facă loc în dumneavoastră. Dacă nu puteți întreprinde nicio acțiune, dacă sunteți, de exemplu, în închisoare, atunci v-au mai rămas două opțiuni, rezistența sau abandonarea. Captivitatea sau libertatea interioară față de condițiile exterioare. Suferința sau pacea interioară. Relațiile dumneavoastră se vor schimba profund prin abandonare. Dacă nu puteți niciodată accepta ceea ce este, implicit, nu-i veți putea accepta nici pe ceilalți așa cum sunt. Îi veți judeca, critica, eticheta, respinge sau veți încerca să îi schimbați. Mai mult decât atât, dacă transformați continuu clipa, acum, într-un mijloc pentru a împlini un scop din viitor, veți transforma și fiecare persoană pe care o întâlniți sau cu care interacționați într-un mijloc pentru a realiza un scop. Relația însăși, ființa umană, este de o importanță secundară pentru dumneavoastră sau poate chiar lipsită de orice importanță. Ceea ce puteți obține din relație ocupă locul principal, indiferent dacă este vorba de câștig material, de un sentiment de putere, de plăcere fizică sau de o formă de gratificare a sinelui fals. Permiteți-mi să ilustrez modul în care abandonarea funcționează în relații. Când vă aflați implicat într-o ceartă sau într-o situație conflictuală cu partenerul dumneavoastră sau cu cineva apropiat, începeți prin a observa cât de defensiv deveniți atunci când vă este atacată poziția sau observați forța propriei agresiuni atunci când atacați poziția celuilalt.
Observați-vă atașamentul față de propriile puncte de vedere și opinii. Simțiți energia mental-emoțională din spatele nevoii dumneavoastră de a avea dreptate și de a-i dovedi celuilalt că greșește. Aceasta este energia minții egocentrice. O conștientizați recunoscând-o, simțind-o, cât mai mult posibil. Apoi, într-o zi, în mijlocul unei certe, vă veți da seama brusc că aveți posibilitatea de alegere și este posibil să decideți să renunțați la propria reacție numai pentru a vedea ce se întâmplă. Vă abandonați. Nu mă refer numai la abandonarea reacției în mod verbal, spunând, bine, ai dreptate, cu o privire care spune, mă situez deasupra acestei inconștiențe copilărești. Aceasta ar însemna doar deplasarea rezistenței la un alt nivel, mintea egocentrică deținând în continuare controlul și reclamându-și superioritatea. Mă refer la abandonarea întregului câmp de energie mental-emoțională din interiorul dumneavoastră, care luptă pentru putere. Sinele fals este viclean, așa că trebuie să fiți extrem de atent, de prezent și absolut sincer cu dumneavoastră înșivă, pentru a vedea dacă ați abandonat cu adevărat identificarea cu o poziție mentală și v-ați eliberat de minte. Dacă vă simțiți dintr-o dată foarte ușor, limpede și profund împăcat, acesta este un semn inconfundabil că v-ați abandonat cu adevărat. Observați apoi ce se întâmplă cu poziția mentală a celeilalte persoane când nu o mai alimentați cu energie prin rezistență. Când identificarea cu o poziție mentală a dispărut, începe comunicarea autentică. A nu opune rezistență nu înseamnă în mod necesar a nu mai face nimic. Singura semnificație a acestui lucru este că ceea ce faceți, nu faceți ca reacție. Amintiți-vă înțelepciunea profundă care stă la baza artelor marțiale orientale. Nu te opune forței adversarului, cedează pentru a învinge. Spunând aceasta, a nu face nimic, atunci când vă aflați într-o stare de intensă prezență, este un factor de o extraordinară putere de transformare și vindecare a situațiilor și a oamenilor. Este un lucru radical diferit de inactivitatea din starea normală de conștiință sau mai degrabă din starea de inconștiență, care și are originea în frică, în inerție sau în indecizie. A nu face nimic, în sensul autentic, implică lipsa rezistenței interioare și o atenție intensă. Pe de altă parte, dacă se impune acțiunea, nu veți mai acționa pe baza minții condiționate, ci veți răspunde situației din prezență conștientă. În această stare, mintea vă este liberă de concepte, inclusiv de conceptul de non-violență. Așa că cine poate prezice ce veți face? Falsul sine crede că puterea dumneavoastră stă în rezistență, în timp ce adevărul este că rezistența vă separă de ființă, singurul loc de putere autentică. Rezistența este slăbiciune și frică deghizată în putere. Ceea ce sinele fals vede ca slăbiciune este de fapt ființa dumneavoastră în toată puritatea, inocența și puterea ei. Ceea ce vede ca putere este slăbiciune. Astfel, falsul sine se află într-o stare de continuă rezistență și joacă roluri contrafăcute pentru a vă acoperi slăbiciunea, care de fapt este tocmai puterea dumneavoastră. Până când nu va exista abandonare, rolurile jucate în mod inconștient vor constitui o mare parte a interacțiunilor dintre oameni. În abandonare, nu mai aveți nevoie de mecanismele defensive ale sinelui fals și nici de măștile false. Deveniți foarte simplu și autentic. Acesta este un lucru periculos, spune falsul sine. Vei fi rănit, vei fi vulnerabil. Ceea ce, desigur, sinele fals nu știe este că numai prin renunțarea la rezistență, numai devenind vulnerabil, vă puteți descoperi adevărata și esențiala invulnerabilitate. Capitolul 9. Transformarea bolii și a suferinței. Transformarea bolii în iluminare. Abandonarea este acceptarea interioară totală a ceea ce este.
Vorbim despre viața dumneavoastră din acest moment, nu despre condițiile sau circumstanțele vieții dumneavoastră, nici despre ceea ce eu numesc situația dumneavoastră de viață. Boala face parte din situația de viață. Prin urmare, are un trecut și un viitor. Trecutul și viitorul formează un continuum, cu excepția cazului, în care puterea salvatoare a clipei acum este activată de prezența dumneavoastră conștientă. După cum știți, în spatele diferitelor condiții care formează situația dumneavoastră de viață, care există în timp, există ceva mai profund, cu mult mai însemnat, viața dumneavoastră, propria dumneavoastră ființă dintr-un acum atemporal. Pentru că în acum nu există probleme, nu există nici boală. Credința într-o etichetă pe care cineva o aplică stării dumneavoastră menține situația, îi dă putere și transformă un dezechilibru temporar într-o aparent solidă realitate. Nu îi oferă numai realitate și soliditate, ci și continuitate în timp pe care înainte nu o avea. Concentrarea atenției asupra acestui moment și abținerea de la etichetarea lui mentală reduc boala la unul sau mai mulți factori, precum durere fizică, slăbiciune, disconfort sau neputință. Față de acestea, vă abandonați acum. Nu vă abandonați în fața ideii de boală. Permiteți-i suferinței să vă aducă în momentul prezent într-o stare de prezență conștientă intensă. Folosiți suferința pentru iluminare. Abandonarea nu transformă ceea ce este sau cel puțin nu în mod direct. Abandonarea vă transformă pe dumneavoastră. Când în dumneavoastră s-a produs transformarea, întreaga dumneavoastră lume se transformă, pentru că lumea este doar o reflectare a conștiinței prezente. Nu boala este problema, dumneavoastră sunteți problema atât timp cât mintea egocentrică deține controlul. Când sunteți bolnav sau invalid, să nu credeți că ați eșuat în vreun fel, să nu vă simțiți vinovat. Nu dați vina pe viață că vă tratați nedrept, dar nu vă învinovățiți nici pe dumneavoastră. Toate aceste lucruri sunt o formă de rezistență. Dacă suferiți de o boală gravă, folosiți-o pentru iluminare. Folosiți orice lucru rău care se întâmplă în viața dumneavoastră pentru iluminare. Retrageți timpul din boală. Nu-i dați un trecut și un viitor. Permiteți-i să vă forțeze să deveniți intens conștient de momentul prezent și vedeți ce se întâmplă. Deveniți un alchimist. Transmutați metalul obișnuit în aur, suferința în conștiință, dezastrul în iluminare. Sunteți grav bolnav și ați devenit acum furios din cauza tot ceea ce am spus? Acesta este un semn clar că boala a devenit o parte a sentimentului dumneavoastră de identitate și că acum vă protejați identitatea și în același timp protejați boala. Starea care este etichetată drept boală nu are nimic de a face cu cine sunteți cu adevărat. Ori de câte ori apare pe neașteptate vreun dezastru sau atunci când o situație se înrăutățește serios, o boală, un handicap, pierderea casei, averii sau a unei identități sociale, ruperea unei relații intime, moartea sau suferința unei persoane iubite sau chiar iminența propriei morți. Trebuie să știți că există și cealaltă față a monedei, că sunteți la un pas de ceva incredibil. O completă transmutare alchimică a metalului obișnuit de durere și suferință în aur. Acest pas se numește abandonare. Ce spun nu înseamnă că veți deveni fericiți într-o asemenea situație. Nu veți deveni. Dar frica și durerea vor fi transformate în pace interioară și serenitate, care apar dintr-un loc foarte adânc, din nemanifestat. Este pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte. Comparativ cu aceasta, fericirea este un lucru superficial. Odată cu această pace vine și înțelegerea, nu la nivelul mental, ci în profunzimea ființei, că sunteți indestructibil, nemuritor. Aceasta nu este o simplă credință. Este o certitudine absolută care nu are nevoie de dovezi exterioare dintr-o sursă secundară. Transformarea suferinței în pace.
În anumite situații extreme, vă va fi poate imposibil să acceptați clipa de acum. Dar veți avea întotdeauna o a doua ocazie de a vă abandona. Prima ocazie este să vă abandonați în fiecare moment al realității, știind că ceea ce există nu poate fi anulat pentru că există deja. Spuneți da la ceea ce există sau acceptați ceea ce nu există. Apoi faceți ce trebuie să faceți, ce vă cere situația. Dacă rămâneți în această stare de acceptare, nu mai creați negativism, nici suferință, nici nefericire. Trăiți într-o stare care nu cunoaște rezistența, o stare de grație și naturalețe, liberă de conflicte interioare. Ori de câte ori nu puteți face acest lucru, ori de câte ori pierdeți ocazia, fie pentru că nu generați suficientă prezență conștientă care să prevină apariția unui tipar de rezistență habituală și inconștientă, fie pentru că situația este atât de gravă din punctul dumneavoastră de vedere, încât nu o puteți accepta, creați o formă de durere, o formă de suferință. Poate părea că situația este cea care creează suferința, dar în ultimă instanță nu este așa. Rezistența este cea care o creează. Iată și cea de-a doua ocazie de a vă abandona. Dacă nu puteți accepta ce este în exterior, acceptați atunci ce este în interior. Dacă nu puteți accepta condițiile exterioare, acceptați atunci condițiile interioare. Aceasta înseamnă nu vă opuneți durerii. Permiteți-i să existe. Abandonați-vă durerii, disperării, fricii, singurătății sau oricărei forme ar îmbrăca-o suferința. Fiți martorul ei fără să o etichetați mental. Îmbrățișați-o. Apoi, vedeți cum miracolul abandonării transformă suferința profundă în pace profundă. Aceasta este crucificarea dumneavoastră. Lăsați-o să devină învierea și înălțarea dumneavoastră. Când durerea vă este adâncă, toate vorbele despre abandonare vă pot părea în orice caz zadarnice și lipsite de sens. Când durerea vă este adâncă, veți simți probabil mai degrabă un impuls puternic de a evada din ea decât de a vă abandona. Nu doriți să simțiți ceea ce simțiți. Ce ar putea fi mai normal? Dar nu există scăpare, nu există ieșire. Există multe căi false de scăpare, munca, băutura, drogurile, furia, proiecția, reprimarea și așa mai departe, dar ele nu vă eliberează de durere. Suferința nu își pierde din intensitate când o transferați la nivel inconștient. Când negați durerea emoțională, lucrurile pe care le faceți sau le gândiți, precum și relațiile dumneavoastră, devin contaminate de ea. S-ar putea spune că o transmiteți sub forma energiei pe care o emanați și ceilalți o recepționează într-un mod subliminal. Dacă sunteți inconștienți, se vor simți poate chiar obligați să vă atace sau să vă rănească într-un fel sau altul, sau dumneavoastră i-ați putea răni, proiectându-vă propria durere asupra lor. Atrageți și manifestați orice corespunde stării dumneavoastră interioare. Când nu există cale de ieșire din suferință, există totuși întotdeauna o cale prin ea. Așa că nu încercați spatele durerii, înfruntați-o, simțiți-o pe deplin. Simțiți, nu vă gândiți la ea. Exprimați-o, dacă este necesar, dar nu creați un scenariu mental în jurul ei. Acordați întreaga dumneavoastră atenție sentimentului și nu persoanei, evenimentului sau situației care pare să o fi provocat. Nu vă lăsați mintea să folosească durerea pentru a vă crea din ea o identitate de victimă. Plângându-vă de milă și povestind altora povestea dumneavoastră, rămâneți blocat în suferință. Pentru că este imposibil să scăpați de sentiment, singura posibilitate de schimbare este să pătrundeți în el. Altfel, nimic nu se va schimba. Așa că dăruiți atenția dumneavoastră totală sentimentului și abțineți-vă de la a-l eticheta mental. În timp ce vă adânciți în sentiment, fiți extrem de atent. La început, poate părea ca un loc întunecat și înspăimântător, când veți simți impulsul puternic de a fugi, observați-l, dar nu-l urmăriți. Continuați să vă concentrați asupra sentimentului, continuați să simțiți durerea, spaima, singurătatea, sentimentul de orice natură.
Rămâneți atent, rămâneți prezent, prezent cu întreaga ființă, cu fiecare celulă a corpului dumneavoastră. Când faceți aceasta, aduceți lumina în interior. Aceasta este flacăra conștiinței dumneavoastră. În acest stadiu nu mai este nevoie să vă preocupați de abandonare. S-a întâmplat deja. Cum? Atenția deplină este acceptare deplină, este abandonare. Fiind pe deplin atent, folosiți puterea clipei de acum, care este puterea propriei dumneavoastră prezențe. Nici o urmă de rezistență ascunsă nu poate supraviețui în ea. Prezența elimină timpul, în lipsa timpului, suferința și negativismul nu pot supraviețui. Acceptarea suferinței este o călătorie în moarte. A înfrunta durerea adâncă, a-i permite să existe, a vă concentra atenția asupra ei, înseamnă a pătrunde conștient în moarte. Când ați murit de această moarte, realizați că nu există moarte și că nu există nimic de care să vă temeți. Numai sinele fals moare. Imaginați-vă o rază de soare care a uitat că este o parte inseparabilă a soarelui și se păcălește singură, crezând în iluzia că trebuie să lupte pentru supraviețuire și își creează o altă identitate decât cea a soarelui, agățându-se de ea. Nu ar fi moartea acestei iluzii incredibil de eliberatoare? Vă doriți o moarte ușoară? Ați prefera să muriți fără durere, fără agonie? Atunci muriți față de trecut în fiecare moment și lăsați lumina prezenței dumneavoastră să elimine prin strălucirea ei sinele greoi, legat de timp, pe care l-ați considerat a fi dumneavoastră. Calea crucii, realizarea iluminării prin suferință. Calea crucii este vechea și, până de curând, singura cale a iluminării. Dar nu o respingeți și nu îi subapreciați eficacitatea. Încă funcționează. Calea crucii este o inversare completă. Ea înseamnă că cel mai rău lucru din viața dumneavoastră, crucea dumneavoastră, se transformă în cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat vreodată. Obligându-vă să vă abandonați, să muriți, obligându-vă să deveniți nimic, să deveniți asemenea lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu este un non-obiect. Realizarea iluminării prin suferință, calea crucii, înseamnă să fii împins cu forța în împărăția cerurilor, în timp ce te împotrivești până și dând din picioare. Până la urmă te abandonezi pentru că nu mai poți suporta durerea, dar durerea poate dura multă vreme înainte ca acest lucru să se întâmple. Iluminarea aleasă în mod conștient înseamnă să renunțați la atașamentul pentru trecut și viitor și să transformați clipa de acum în principalul focar de atenție al vieții dumneavoastră. Înseamnă să alegeți să rămâneți în starea de prezență și nu în timp. Înseamnă să spuneți da în fața a ceea ce este. Atunci nu mai aveți nevoie de durere. De cât timp credeți că mai aveți nevoie pentru a fi în stare să spuneți: nu voi mai crea durere, nu voi mai crea suferință? De câtă durere mai aveți nevoie înainte de a putea face această alegere? Dacă credeți că aveți nevoie de mai mult timp, veți obține mai mult timp și mai multă durere. Timpul și durerea sunt inseparabile. Puterea de a alege. Alegerea presupune conștiință, un grad înalt de conștiință. Fără ea nu aveți nicio posibilitate de a alege. Alegerea începe în momentul în care renunțați la identificarea cu mintea și la tiparele ei condiționate, începe în momentul în care deveniți prezent. Până nu atingeți acest punct, rămâneți inconștient din punct de vedere spiritual. Aceasta înseamnă că sunteți obligați să gândiți, să simțiți și să acționați într-un anume fel, în conformitate cu condiționarea dumneavoastră mentală. Nimeni nu alege disfuncționalitatea, conflictul, durerea. Nimeni nu alege nebunia. Acestea se întâmplă pentru că nu există suficientă prezență în dumneavoastră pentru a dizolva trecutul, nu există suficientă lumină pentru a alunga întunericul. Nu sunteți aici pe deplin. Încă nu v-ați trezit complet. Între timp, mintea condiționată vă conduce viața. În mod similar, dacă sunteți unul dintre cei mulți care au probleme cu părinții, dacă nutriți încă resentimente legate de un lucru pe care l-au făcut sau nu l-au făcut, atunci tot mai credeți că au avut posibilitatea de a alege, că
că s-ar fi putut comporta altfel. Mereu pare că oamenii au posibilitatea de alegere, dar aceasta este o iluzie. Atât timp cât mintea, cu tiparele ei condiționate, vă conduce viața, ce posibilitate de alegere aveți? Niciuna. Nici măcar nu sunteți prezent. Starea de identificare cu mintea este extrem de disfuncțională. Este o formă de nebunie. Aproape toată lumea suferă de această boală într-o măsură mai mică sau mai mare. În momentul în care vă dați seama de acest lucru, nu mai pot exista resentimente. Cum ați putea nutri resentimente față de boala cuiva? Singura reacție potrivită este compasiunea. Dacă sunteți condus de minte, deși nu aveți posibilitatea de alegere, veți suferi în continuare consecințele inconștienței și veți crea mai departe suferință. Veți purta povara fricii, a conflictului, a problemelor și a durerii. Suferința creată astfel vă va obliga să părăsiți starea de inconștiență. Nu puteți ierta cu adevărat nici pe alții, nici pe dumneavoastră înșivă, atât timp cât sentimentul dumneavoastră de identitate derivă din trecut. Numai având acces la puterea lui acum, care este propria dumneavoastră putere, poate exista iertare adevărată. Aceasta lasă trecutul fără putere și înțelegeți profund că niciun lucru pe care l-ați făcut vreodată sau care vi s-a făcut nu poate nici măcar atinge esența luminoasă care sunteți. Când vă abandonați în fața a ceea ce este și deveniți astfel pe deplin prezent, trecutul încetează să mai aibă vreo putere. Nu mai aveți nevoie de el. Prezența este cheia. Acum este cheia. Pentru că rezistența este inseparabilă de minte, renunțarea la rezistență, abandonarea, reprezintă sfârșitul minții ca stăpân al dumneavoastră, al acestui impostor care pretinde a fi cine sunteți, al falsului Dumnezeu. Toate criticile și tot negativismul dispar. Dimensiunea ființei care fusese ascunsă de către minte se deschide. Vă invadează brusc o liniște adâncă și o pace de nepătruns. Și în acea pace este bucurie extraordinară. Și în acea bucurie este dragoste. Și în miezul cel mai intim este sacrul, incomensurabilul, cel ce nu poate fi numit.